să stau în picioare ca să fiu văzut. Așa am puric și curcat. Mă pierdeți. Problema... M-am gândit că de această întâlnire să beneficiem reciproc nu se constituie a fi o conferință a mea, pentru că am spus, am alergie la conferințe, nu se poate monopoliza adevărul așa ex catedra și restul să intre în figurație. Eu efectiv o să vă mărturisesc ceea ce mă preocupă ca om, ca artist, legându-mă de capacitatea aceasta a noastră de a ne contura vital într-o perioadă în care totul se deconturează și se devitalizează, după cum ați observat. Evident, am avut acum vreo o lună o comunicare la Academia Română, a fost un simpozion făcut de Patriarhie, cred, Academie și Institutul de Fizică Atomică din Paris. Și mi-am ales acolo un subiect, era artă, religie și știință și am zis, domnule, nu-l fac, e generic așa, pe mine nu mă interesează generalitățile și abstracțiunile, o să zic arta între știință și ortodoxie. Lucrul acesta m-a făcut puțin să meditez și asupra proprii mele lucrări. Suntem într-o facultate de filozofie și paradoxul gândirii răsăritene este că cunoașterea nu este rodul rațiunii, ci rodul minții. Iar mintea nu speculează. Mintea cunoaște din lucrare. Îmi aduc aminte, uite ce mie că am o tablă aici, mă dau profesor. E o chestie extraordinară a lui Pepe Negulescu. Ar spune așa că asta este cunoașterea rațională, ca niște ziduri, care merg la total paralel. Iar omul are nevoie de acoperiș, totuși gândirea interbelică, că ne apropiem de Constantinoi. Nevoie de acoperiș și... Asta nu se pot uni, că merg tot timpul așa, cunoașterea rațională, ce instinct a avut, ea merge tot timpul paralel. Ca precum linie de cale ferată. Dar omul simte nevoia să le unească. Și atunci zice el aici, în vârf, Dumnezeu fiind eliminat, a fost metafizica speculativ-constructivă. Foarte frumoasă chestia asta. Constantin Noica. Cred că, dacă v-ați luat, eu l-am citit, am și cunoscut-o personal pe doamna Sanda Storojan, scrisor către Sanda, scrisor din depărtare. Așa a fost între ei un fel de amitie amurăz, de mare, cum să zic, calitate sufletească. Și întâlnirea mea cu Sanda Storojan, acum vreo 6-7 ani, mi-am luat un buchetel de flori albastre, albăstrele, eu citisem nori pe balcoane, chestii de genul ăsta, nepoata lui Duiu Zanfirescu a fost. Și traducătoarea, mă rog, în Franța, lui Valéry Giscard d'Estaing, exilat acolo, plecat. Și în față la operetă, vorbesc de calitatea feminității. Calitatea doamnei și ne apropiem prin Sanda Storojan de Noica, și prin noi ca ne apropiem de inima poporului român. Și eram cu buchețelul acela de albăstrele în față, nu o văzut niciodată în realitate și am văzut așa o doamnă scundă venind cu un anumit aer, avea o anumită consistență aer în jurul ei, ieșea din mersul gri, civil și nenorocit al bucureșteanului și deja impunea o anumită chestie, chiar cu o pălăriuță și zic, doamna Sandra, și am dat frate, zic că de unde știi că îmi plac, nu mă uita. Ce cadou mi-ai făcut? Și dintr-o dată, legătura dintre mine și ea avea, o ridicase ea la o anumită temperatură și o anumită calitate. Există niște scrisori ale lui Constantin Noica către Sanda Storojan și Humanitas a făcut foarte bine că a scos un CD în care ascultați vocea lui Constantin Noica recitându-i poeme lui Sanda Storojan. Constantin Noica a scris una dintre cele mai frumoase poezii din literatura română și Uniunea Scriitorilor Sfore. Ia țipesc acum, sunt într-o... Nu trebuie să deranjați, atenție, lăsați-i să doarmă. Constantin Noica avea o vână creștin-ortodoxă extraordinară, dar neexplicită. Nu scria, bă, mine, uitați-l aici, sunt cruciat. Era boier, o respira. Și îmi vine să mă gândesc, adică, la lucrul ăsta, paralelismul acesta, și
Știți că aici se află Stefan Hawkins. Băiatul ăla deștept la Cambridge care ne-a anunțat că în curând unește fizica cuantică cu fizica relativă, cunoașterea fizicii relative și va avea gândirea lui Dumnezeu. Asta este ultimul anunț care s-a făcut acum în materie de știință și la Geneva, pe dedesubt, se caută particula aia. S-a stricat prăvălia, mă rog, pentru... Am luat o pauză. Dar asta e foarte interesant. Aici va fi gândirea la Dumnezeu. Și mă gândesc la un lucru pe care, evident, poate nici gânditorii din apus, pentru că nu au informația care au despre ghetou numit România, n-au cum să perceapă la un moment dat fulgere de inteligență superbie din asta extraordinară. Constantin Noica, pe Sanda Stolojan. Drag Sanda, sunt și eu ca grecul acela care se întreba care unul cu unul fac doi. Când prietenul se întâlnește cu prietenul și fac una. Deja se depășește. E o prăpastie ontologică. O simte. Am spus că suntem subocupați. Clar că România este o țară ocupată mental, emoțional. Fiul meu vorbește de oligofrenia aia, o mișcare. Emi, Emo, n-au ce să facă și stai venele. Bun. Fiul meu nu e prost. E un puștat de 17 ani, doar zăpăcit. Cu detergent spălat pe creier de la asta. Prost nu e. Și din când în când se uită așa la mine cu o distanță, m-aș întreba, dar tu totuși de ce crezi în Dumnezeu? Și eu am spus, de Hegel, mă. De aia. El va reține pe la 30-35 de ani lucrul ăsta. Știi ce va reține? Nu teoria mea, ci frână. Că îl va vedea pe taxul că a stat așa. Știți cum zice Eminescu? Viitorul umbrat. Adică dacă tu stai drept așa, ai umbră dreaptă. Dacă stai cocârjat, cocârjat. Copilul asta vede. Asta vede. Și a zis de Hegel, a zis taxul când avea 17 ani. Sunteți ocupați. Ocupația, mintea românească, superbitatea ei a fost ocupată. Spontaneitatea ei, imprevizibilitatea ei, tinde să fie ocupată, să fie măcinată. Și sub auspiciile gândirii interbelice, cu rădăcină Nae Ionescu și cu exponenții lor absolut strălucitori, care nu aveau orgoliu să zică, domne, am dreptate, ci ne lămurim. O altă categorie ontologică, avea dreptate, sunt sinapse care circulă în cap și raționez, a te lămuri e cu ajutorul Bunului Dumnezeu. Mai frumos zicea Nae Ionescu, băi, Țuțo, când l-a întrebat la Paris, știți aia, la Berlin, tot de stânga! Și l-a zis, nu, domn profesor, am evoluat, sunt de dreapta, n-ai evoluat, bă, te-ai dumirit. Această dumirire este o altă categorie intelectuală. Nici n-aș îndrăzni să o zic intelectual. Iar Constantin Noica, în poeziile acestea, glăsuiște așa, simplu. Dragă Sanda, am venit să vă scot din statistici. Să ne rugăm pentru învingătorii noștri. Așa cum Maica Alexandra, când mănăstirea a fost ocupată de tancurile sovietice, retrăgându-se în pădure și revenind după o săptămână, a găsit la altar un bilețel. Eu, comandantul acestei mănăstiri, vă rog să vă rugați pentru sufletul meu. Să ne rugăm, dragă Sanda, pentru învingătorii noștri. Această țară nu poate să fie la infinit o simplă pășune a istoriei. Lucrurile acestea nu se pot face la Berlin, la Howard sau la Bruxelles. Esența unei asemenea gândiri, sigur, se pot altui în centre mari de civilizație, unde acolo gândirea a fost antrenată. Asemenea esențe de factură răsăriteană, integratoare, nu o să le găsiți decât aici. Și astăzi, eu am să vă vorbesc și am să vă mărturisesc de raportul acesta între artă, arta între știință și ortodoxie, după care să facem un dialog viu, autentic, onest, pentru că în ultimă instanță știți cu ce rămânem?
cu un exercițiu al minții și al unei onestități sufletești. Nu corectitudinea importantă, și milițenii sunt corecți, ci cinste. Și Parlamentul României este corect, dar e necinstit. Și legislația din România este corect, dar e necinstit. Nu respectați corectitudinea, ci cinste. Și atunci a gândi cinstit este în parohia gândirii creștin-ortodoxe. Hristos nu gândește dihotomic. Face una, vorbește alta. Este inintegru. Și am zis așa, zic, Doamne, cum să te apropii de acest raport atât de provincial? Subiectul este, în primul rând, suspectabil de faptul că este un subiect inerțios. Într-o lume care aleargă în viteză, de tip globalizant, într-un proces de europenizare, obiectiv, mai mult sau mai puțin, care toate vitezele sunt accelerate, într-un sistem de supraviețuire zilnic, în care vitezele sunt atât de mari încât munca de identitate sau raportul identitar dispare. Spunea un profesor de la Sorbona, era o revistă cam de stânga aia, așa, dar era o stângă puternică, Le Monde Diplomatique. Un profesor de filozofie, eu l-am zis-o, n-am zis-o eu. Adică lumea contemporană este ego-gregarism. Adică omul este egoist, nu individ. Individul este produsul liberalismului. Și gregar. Termită. Aleargă prin mall-uri, aleargă. A zis-o francezul. Cu consumerism, a zis instinctul de turmă. Este un paradox al civilizației. Uitați-vă la televizor. Ce se cultivă este instinctul de turmă. Mulțimea nu în comuniune, ci în turmă. El a zis-o francezul, n-a zis-o român. Ego-gregarism. Cum să te apropii, Doamne, de un subiect care este provincial? Arta între știință și ortodoxie. Pe cine interesează ortodoxie? Pe cine interesează? A, că sunt din astea internaționale, artă, religie, știință. Da, dar fiecare religie are o specificitate a ei. Când intri în zona ortodoxiei răsăritene și mai ales a ortodoxiei românești, dintr-o dată apar granițe invizibile care te opresc. Tu nu mai, ea nu se vorba lui Nae Ionescu, această minte strălucită, nepereche. Din punctul acesta de vedere, zicea, domnilor, nu se poate supune așa ceva categoriilor intelectuale. Nu acum. De asta unul din marii sfinți, deci ce a zis Nae Ionescu, este pentru prima oară mintea încreștinată pusă la lucru în filozofie. Știți cum spunea Hegel? Am luat conceptul și l-am pus la lucru. Nae Ionescu n-a luat conceptul, a luat mintea încreștinată și a pus-o la lucru în filozofie. Și i-a catapultat și a spus, nu se supune categoriilor intelectuale. Dispare, Doamne. Ca pe ecograf, pe tomograf, anumite lucruri nu se văd. N-ai cum să le vezi. Intuiția aceasta nu este lui Nae Ionescu. El n-a făcut altceva decât să pună la lucru mintea încreștinată și să avertizeze. Băi, fraților, este vorba de altceva. Îmi aduc aminte, știți că există în Vechiul Testament Solomon, capitolul, cred că cu regi, în care spune, învrednicește, Doamne, inima mea, ca să deosebesc răul de bine. N-a zis, învrednicește, Doamne, rațiunea mea. Tertulian, unul din marii părinți ai bisericii, pe la 130 după Hristos, spune așa, chem un alt martor. Nu pe tine, suflete, care ești instruit în academii și în universități și propovăduiești înțelepciunea. Hristos zice Tertulian, la 130 după Hristos, ci pe tine, suflete, care tăi numai pe tine, singur și umil de la colțul străzii, de neștiința ta, am nevoie. Sacrificium intellectus. Și vine Carl Gustav Jung, mare profesor de psihologie, psihiatrie elvețian, și zice, a sacrificat intelectul. S-a înșelat amar. Era sacrificium intellectum al minții, al rațiunii. Când s-a trecut dincolo, este metanoia, este altă minte. Nu se anulează, este vorba de cu totul și cu totul altceva. Este vorba de transfigurare. Nu mai poți. De asta o să vedeți
în toată gândirea creștină nu se folosește cuvântul rațiune. Se folosește în minte. Pentru că mintea merge de aici la inimă. Inima este băgată în procesul de cunoaștere. Dar nu inima ca sentimental și telenovele și ce vedeți, manele de genul acesta. Niciodată în gândirea răsăritană nu o să găsiți sentimentalismul inimii. Este omul duhovnicit care are inima, rugăciunea inimii pleacă de la cap la minte, este un întreg. Este o lucrare dinpreună care te pune în față. Cum te pune în față? Cum este cunoașterea Dumnezeu? Cunoașterea Dumnezeu este de tip cognitiv. E, niciodată nu o să găsiți la omul răsăritean. Dacă citiți două pagini din literatura de memorialistică, Aiud, Gherla, Partizani, o să vedeți cunoașterea Dumnezeu prin lucrare. Prin intrarea direct într-o situație ale căror temperaturi și tensiuni depășesc limita și firea umană. Deci atunci spunea, era un mare filozof, nu sare din cap, protestant și spunea în extaz, mintea își păstrează toate capacitățile, se înșală. Extaz înseamnă staz, înseamnă stop al minții. Părintele Stăniloae zice apofatiz de gradul 2. Nici măcar nu te mai rogi. Se intră în altă fază. Nu e confuzie. Taina nu înseamnă mister detectivist. Este un alt sistem de referință. Este ca sistem acela fără gravitație. Lucrul acesta a fost intuit. Lucrul acesta ne caracterizează într-un mod fundamental. Și Constantin Noica tractează după el în clipa în care zice care unul cu unul fac doi, ieșind din sfera logicului și al matematicului, când unul cu un prieten, cu un alt prieten se întâlnește și fac una. Ca cei în biserică. Cei în biserică adunați fac una. Nu este o solidaritate de tip sindicalist. Acolo sunt adunați, sindicatul este foarte bun pentru mișcări sociale, ieși cu pancarde, le dai în gură la animalele astea. Deci, ăla e bun. În mecanismul social e bun. Nu trebuie pulverizat. Orice mișcare sindicală e bună, e o reacție socială. Dar una a bisericii, una a neamului, una a familiei, intră pe alte nervuri. Și atunci ne apropiem cu alți pași și cu alte gândire de acest raport care din start, v-am zis, este inerțios. Pe cine interesează raportul arta între știință și ortodoxie când, de fapt, toată lumea este predispusă acum la aderare? Spaima. Eu vă vorbesc astăzi de o intraductibilă. O intraductibilă în termenii rațiunii obișnuite. Spaima societăților deschise, n-ați văzut că de la Karl Popper tot îi trag ăștia în frunte cu el, cu societatea deschisă. Societatea deschisă este o societate izbăvitoare, dragii mei. Așa spune, ne anunță pe noi domnul Karl Popper. Iar eu vin și spun, e o nenorocire. Pentru că dumneata vrei să faci Big Brother. Eu zic, dușmanul societății deschise este inaccesibilitatea. Intraductibil. Totul vrea să se fie, să se traducă. Totul vrea să aibă transparență. A, transparență, da, mecanismul politic, să vezi pe șbechere așa ce fac. Omul nu poate fi filmat Big Brother tot timpul, că e ucis taina. Ca să dăm un fenomen social de traductibil și de nu vezi dorința de accesibilitate. Când m-a sunat pe mine o mică țoapă de la televiziune și zice, domnul Puric, vreau să veniți la emisiunea mea să faceți, cum se numește domnișoară, dincolo de aparențe. Și zic, nu pot, domnișoară. De ce? Pentru că dincolo de aparențe sunt tot eu. Ce ziceți de asta? Se pare că Socrate gândea la fel. N-avea cute. Cum își ridică poalele în sus și dezintimizează, desacralizează acel Big Brother, cum vedeți, astea iartă-mă, bate-mă, scuipă-mă, faptul că se duc cu aparatul ca la Discovery pe relații de gelozie, că se bagă în, și le scot acolo, este o desacralizare a ființei. Este o mahalagizare ordinară, este o ordinărire asta. Iar eu astăzi vă vorbesc tamar invers. În loc să fac apologia la flăcăiștia, dacă aș chema aici niște spălați păcările de la ProTV, TVR1, care iau de mai departe chestia asta, să le spun, bă, ce faceți voi? Este o insultă la adresa persoanei. Băi, copilăși, treziți-vă, bă. Omul are intimitate. Omul este persoană. Omul este unicitate. Această unicitate are o taină. E, Paul Eudokimov zicea că nu noi trăim taina, taina ne trăiește. Și atunci, intrând cu altă atitudine, în zona aceasta, veți descoperi zone și dimensiune
care sunt marginale astăzi și care de fapt sunt atât de importante. Făcând o călătorie așa mentală în domeniul cunoașterii, am găsit așa, ca linie de tren al lui Paulescu, știți? Asta așa și asta așa. Și aici, zic, e copilul neterminat al rațiunii Stephen Hawking, care zice gândirea totală, gândirea lui Dumnezeu. Știți ce înseamnă gândirea lui Dumnezeu? Prima greșeală. Deci, Doamne, tu anchetezi și interoghezi creația. De fapt, te miri în fața ei. Te miri. Nu vrei să cunoști? Sunt trei, este cunoscutul, necunoscutul și incognoscibilul. Numai că ăștia s-au gândesc binar. Tot ce este cunoscut și tot ce este necunoscut va fi cunoscut. Sigur că dacă știința de astăzi a fost niște pași uriași. Nici nu concepeam ca lucrurile care le știe știința de astăzi să le știe. Dar sfera incognoscibilului ei nu o cunosc. Dorința de a lua incognoscibilul, o să vedeți în creația populară, e cu sancțiuni. Și o să vedeți cum se transformă sancțiunea concret. Concret, acum, în anul 2008, când se trece peste intuiția țăranului român, și nu numai, că și Orientul, tot Orientul gândește în sfera incognoscibilă. Dar noi gândim acum omul răsăritar. Și îl vedeți aici pe Stephen Hawking, care substituie creatorul. Nu numai că le anchetează creația, și că le anchetează pe creatorul. Zice, creatorul sunt eu. Vom ști gândirea Dumnezeu. Și vedeți în partea altă pe noi mai modești, așa mai amăriți, cu profesorul Paulescu, care spune, omul de știință nu trebuie să se întrebe dacă există Dumnezeu. Omul de știință trebuie să știe că există Dumnezeu. Și dintr-o dată ne-am amplasat în altă sferă a ființialității. Vedem într-o parte o brăznicie de tip pozitivist și le urez succes în continuare în victoriile stahanoviste științifice. N-ați zis că și la Discovery ăștia știu mai mult decât șopârla. Ei vorbesc mai mult decât șarpele, îl scuipă, se scuipă cu el, îl agresează. Și ce înseamnă o cobră negră? Și pentru că îi crește box office dacă îl și mușcă. E spectacol. Cobra trebuie lăsată ea. Dacă o filmezi, nimeni n-a băgat. Sad Marie făcea niște filme pe noi și o știu extraordinar. Filma ursul. Și îl vedeai, Doamne. Și spunea din când în când cu un cuvânt. Și tu acolo îl vedeai pe Moș Martin. În lumea lui. Și îți transmitea și își mânca o fragă, o zungă, o ceva. Ăsta vorbește tot timp. Uitați-mă, Sel, are două carii. Acum trebuie dezvoltat. Este, Doamne, studiu biologic are o anumită și o anumită vocație. Eu vă spun acum de această curiozitate. N-ați văzut că se bagă în tunel cu două șopări de care se fecundează. Șopări la tată pe șopări la mamă. Și dă-i și filmează. Lucruri care sunt dezintimizări în spațiu biologic al cercetării. Ele sunt foarte bune. Pentru spațiu public, lucrurile trebuie lăsate în sfera intimității și a unei, cum să zic, a unei taine care are, vorbește altfel. Se zice așa, că la Cana Galilei e o nuntă, nu? O nuntă, nu? Maica Domnului invitat acolo. Și Hristos care încă nu începe să facă milă. Și lăsa consumat vinul la nuntaș. Și a știa. Și a zis, trebuie făcut ceva. Și a zis, nu mi-a susit ceasul meu. De la Sfânt Hristos. Deci nu cere asta, a zis Maica. Nu mi-a susit ceasul meu. Și atunci zice că Maica Domnului n-a zis nimic, dar l-a rugat din ochi. Și după ce l-a rugat din ochi, fiți atenți, alt nivel de comunicare. A spus așa, aduceți vasele și ascultați tot ce vă zice el. Deci l-a și pus la treabă. N-a zis nimic și apa aia, vedrele alea, l-a transformat în vin. Și atunci zice că ce autoritate poate să aibă pe lângă Sfântul Duh. Maica Domnului, este chestie. Nu o să bine, acum dacă mă filmează pe mine și mă dă la BBC, zice este un șaman din răsărit, care le explică la o sectă o problemă. Știți? Deci eu nu de etichetele lor mi-e frică, că lasă-i să alerge, că mai pun de un război acum. Pe mine mă interesează sufletul nostru. Ca în această locație care a dat Dumnezeu pe pământ, mă măcar să trăiesc autentic. Să nu mă vaccineze niște cretini pe mine, să-mi pun etichetă, că abia am ieșit de la UTC, mă bagă din nou UTC. O gândire de tip. În partea asta este Constantin, este Paulescu. Și iată o breșă. Iată o diferență. Ființială, ontologică, atitudinală. Cu mari consecințe pentru semenul meu. Ăla este omul scormonitor, cum zice Țuțea. Ce expresie, Doamne, i-a dat-o bătrânul.
Scuze, se vezi la tondoron. Bă, ce are aici? Ați înțeles? Extraordinar! A un rolacul de serviciu al cunoașterii. Ați înțeles? Și ăsta care spune taina. La ruptura aceasta avem și punți, domnule. Filosoful francez, cine e securitate, n-a venit. Filosoful francez Gabriel Marcel, ortodox, creștin, trage o punte, domnule, se zice apusul. Deci e fratele meu creștin de dincolo, nu e cetățean occidental. Mare atenție, o să discutați dezinhibat și liber cu oamenii de dincolo care au percepția asta, care nu merg pe etichetă. Zice Gabriel Marcel, Occidentul are probleme, răsăritul are taine. Problema e de domeniul rațiunii, taina nu mai rezolvi. Taina nu înseamnă confuzie. Taina este altă sferă a cunoașterii. Și mergem pe când rupturi, când boduri și mai mergem la una. În artă, cubism. Dom'le, cubismul, eu am făcut arte plastice. Niciodată nu mi-a făcut. Mi s-a părut ceva așa, un viol al naturii, cu nasturile alea, cu tot așa. Deci dumneavoastră vedeți buretele așa. Cubistul a zis, da, dar eu vreau să-i văd și spatele. Dom'le, de ce vrei să-i vezi spatele? Am întrebat Dan Puri la 13 ani. Pentru că vreau să-l văd. Dom'le, eu nu vreau să-l văd. Dacă Dumnezeu mi-a dat asta, fac asta. Nu! Nu-i de ajuns. Și atunci am simțit un fel de lăcomie, de ochi totalitar, ca la Stephen Hawking, zic, gândire totalitară, științifică. O să vedeți ochiul totalitar. A luat partea asta, a descompus-o și a făcut tablou, nu-i așa, adică este așa, cu nasul, cu gura, profilul, cu urechea, aici este ochiul, mai știu ce, de mai bagă un ochi din partea asta să-l vezi tu, o buză jumate de aici, din partea asta, și urechea la altă. Aici facem mama. Vine Beriga de gradul 2, criticul, și care zice această deconstrucție subliminală a figurativului îmi induce o reproiectare aperceptivă într-o revoluție antropologică cu dimensiuni nou noxologie. Doar aplaudă! Și s-a terminat! Ați înțeles? Iar chestia aia desenată perfect, zic, au rămas în figurativ. Primitiv, mai știu ce. Mi-a zis mie Grigore Vieru, vedeți că boala asta cu deconstructivism, a ajuns și la flăcăii ăștia mai mici care duc cultura română de râpa. Filozofii noștri de serviciu. Au ei un deconstructivism în creier. Mi-a zis Vieru acolo în Basarabia, Basarabia, simți ciubota încă sovietică pe gâtul lor. Cine nu o simte, nu-i român. Eu n-am nimic cu ruși, dar cu sovieticii da. Și cu comuniștii de aici. La fel. Și zice Grigore Vieru, zice că Dane, frații noștri de dincolo de Prut, ne acuză că noi am rămas la Eminescu. Iar noi răspundem la Eminescu abia dacă se ajunge. Despre asta este vorba. Ai o operă ca omul ăla? Nu, până atunci mai stai. Am vorbit de acest deconstructivism, care, știți că una din sursele de inspirație, Doyen sau Doyen, a fost un chirurg, nu mi-am aminte clar numele Doyen, așa, care a congelat un cadavru. A congelat și până la secțiunea transversală și longitudinală. Și toți cubiștii au zis, se trebuie interesant. Și au făcut secțiune de cadavru congelat. Și atunci această destructurare a omului a dus. Abstracționismul pleacă din zona aceasta ca o civilizație extraordinară și o emancipare față de natură. În care omul privește realitatea și o recompune în funcție de el. El e creator. El este creatorul și atunci vedem gradul mare de autonomie. Și vedeți toate picturile abstracte, nu mai are rost, poate și tabla asta întreagă e o pictură, o putem numi peisaj de toamnă cu stâlp emoțional. Doi. Deci oricând, asta e zona în care... Și vedem în zona aceasta, în zona valorii, abstracționismul, cubismul. Și te duci în partea elaltă și vezi o cumplită rămânere în urmă, o defazare
fundamentală, un primitivist de care suntem acuzați și astăzi, că am rămas puțin în istorie. Dar rămânând din istorie, n-am mai salvat relațiile. Am văzut azi în timp ce mâncam că s-a dat drumul la căsătorie, ați văzut? În America. Bărbații se salutau cu, e foarte frumos, dacă suportați, vă ofer. Deci s-a dat drumul. O să vine și la noi. Vreau și eu să mă prind de mână cu Caramitru. Cine știe? Ai dat Dumnezeu câte un partener la fiecare. Nu știți aia cu Dolănescu și Tiberiu Cea? Asta să nu dați mai departe, că mă arestează. Stăteau pe disc, amândoi unul în spatele altului. Cântau împreună și femeia este luce, că ce oameni cum se cade n-au deranjat decât un singur pat în hotel. Or, asta sunt oameni. Adevărat. Aici. Vedem astrațiunism. Trecem în partea elaltă și nu găsești niciun curent. Găsești un fel de pădure din asta. Dar la un moment dat există... Nu mă luați, nu? Alexandru, tu ești? Da. Ai venit de la Muntele Atos, a venit, vezi? Bine. Salut. Stai acolo și notează tot ce scriu. E o carte, se numește Pelerinul Rus. Pelerinul Rus, pe care o recomandă părintele Nicu Steinhardt. Și am citit-o și zic, ce tot îi trage, băi, la Nicu Steinhardt cu Pelerinul Rus, o carte? Am reținut în ea un pelerin, sigur, un om cu o viață sublimă și cu niște traume și cu o transfigurare. La un moment dat, pelerinul rus, un pelerin rus intră într-o mănăstire și acolo se întâlnește cu un monah. Zice, tu ce cauți aici? Zice, că am păcătuit. Zice monah. De ce? Am fost pictor abstract. Deci, omul răsăriștean își asumă toată eroarea aceasta în care nu sunt eu creatorul. Eu dam purii la teatru, eu creez dându-mi se. Eu trebuie să recunosc lucrul ăsta, că dacă sunt șters în cap, n-am de unde. Ți se dă. Începem să vorbim de cunoașterea prin dezvăluire. Numai că dincolo este o achiziție care duce autonom. Zimăl, mare filozof al culturii, spunea autonomia este act de invaliditate. Ce bine a simțit-o neamțul. Extraordinar. Autonomia este act de invaliditate. Ai rupt. Nu poți să vii numai cu o mână, o scot și asta face un întreg. Deci un monah care pune o prelie și așa, țac, o frână. Dar ăsta este un rezultat extraordinar care o să vedeți mai târziu, deci la o artă, de la o gândire totalitară științifică care este astăzi, la o gândire plastică cu o lăcomie perceptivă totalitară, la o ideologie totalitară, fraților. Iar în timp ce Jean-Paul Sartre își bea cafeaua pe malul Senei și ne explica de la distanță că comunismul este o religie mântuitoare, o ideologie, de fapt, mântuitoare, nu a religie, și ceilalți luau notițe. Până s-a dus și la studenții în Ciosnovacia să le spună că comunismul este o ceva mântuitor, în 68, când a intrat tancurile, nu s-a mai adus. Mai avea o cafea de luat. Atunci când a intrat și a făcut mici, nu s-a mai adus. Și ideologia aceasta mântuitoare, care încă mai umblă pe buzele inteligenței de stânga în Franța și într-un Occident, care n-are cum să ne înțeleagă. Ultima teorie este că aceste idei sublime au fost practicate de popoare primitive. Inclusiv noi. Eu mi-asum eticheta aceasta. Sunt tare curios să văd unde o să se ducă ei cu gândul ăsta. Și vedem un alt paralelism. Vedeți, mergem pe paralel, o să mergem și pe punți, unde un ei ca nimeni undeva într-o comună, într-o țară nenorocită, un ghetou ordinar criminal, într-o parohie de țară, un biet părinte de țară spunea că ideologiile nu sunt bune, că n-au mamă. Pentru că mama când crește copilul, n-are ideologie, are dragoste. Dragostea la sfinții părinți este fundamental act de cunoaștere. Iar ne întoarcem la minte și la inimă. Și facem o punte aici cu un băiat deștept, care nu știu dacă a citit Sfinții Părinți, dar i s-o fi dat de către Dumnezeu și care se numește Blaise Pascal și care a spus, inima are rațiune, pe care rațiunea nu le poate cunoaște. Inima are rațiune. Tot ca Marcel, Gabriel Marcel spunea, omul modern s-a abandonat științei, dând la schimb taina sufletului și își plătește în surdină disperarea singurătății. Ce expresie frumoasă!
fratele meu creștin de lingă, mare atenție, nu discutăm binar, discutăm integrator și îmi iau aliați de dincolo, pentru că și ăia vin cu sufocați încoace. Când am fost în Franța, acum vreo 3 ani, am jucat la UNESCO, Visu, și bună Dumnezeu m-a pus peste 2 zile să joc într-o catedrală, sfârșitul de la Visu, Adagiu de Alminone. Apropo, îl am pe 27, vă invit pe toți, n-am bilete, intrați, vă bag în spate. Dați acolo să-i sufocați. Și Adagiu de Alminone. Și m-a pus pe altar să joc, de altar, 80 de călugări de monahi în genunchi. Și vine Părintele Stareț și îmi spune la sfârșit, Dominican, Ordinul Cerșătorilor. Mai simpli, mai deschiși, mai aproape. Zice, frate Dan, vreau să spun și o întrebare. Zice că fratele Dan a venit într-o țară fostă comunistă. Zic, nu, părinte, o corecție. Este încă comunistă, dar e soft și mai periculoasă. Bun. S-au mirat toți aia. După care a zis, frate Dan, vreau să-mi răspund la o întrebare. Și fiți atenți aici, mintea creștină. N-a zis, dumne, cum aderați. N-a zis, cum accelerăm să ne integrăm. Nu a zis nicio porcărie administrativă. A zis, cum veți face față la mizeriile care vin de la noi? Ce conștiință extraordinară! Francezul! Francez creștin! Și am zis, părinte, le curățăm pe alea noastre și dacă mai putem, vă dăm o mână de ajutor și noastră. De asta vă spun că nu sunt aici să creez rupturi între civilizații, cum zice tovarășul Huntington. De ăsta cred că e de dincolo de ocean, că aia de, nu prea înțeleg cu despărțitul. Zice, războiul civilizațiilor. Și vin ca Părintele Stăniloae, zice, poporul român, punte între civilizații. Vin aici să creez punți, dar către cine și către ce? Și să identificăm în continuare lucrul acest. Deci iată, o gândire totalitară științifică, am auzit-o pe o tantă ieri, la un post de televiziune, mă mai la Lumea Mondenă, pentru că studiul de antropologie e mai mare ca acolo, nu găsește. Ca actor sunt un nimeni. A apărut una nebună ieri la OTV care a zis că i s-a furat un ovul și s-a băgat un biocip. Nu știu dacă a văzut. Nici Jules Verne n-a gândit niciodată așa ceva. Nici niciodată a povestit cum, nu știu, știe, și că e cercetat, din satelit. Mă, bun! Și ăla amicul care stă acolo și toți carmele în gunoi, vrea! Pe celălalt, nu mă credeți că în fiecare seară, din când în când, când pierd inspirația, mă uit la Borbotul Național. Și atunci am uitat și a spus una, savanții englezi au descoperit că dragostea ține 2 ani, fetelor. Gata? Gata, e clar? Dar tu ne fiași pe proastele la care știa la aplaudă la comandă, așa toate. Dar dacă o plac, eu am fost de mai multe în studio și cel mai cumplit după ce vreau să în televiziune și am ăsta, când plec, ea sunt tari, n-au înțeles nimic. Dumnezeu, dar nimic, domn! Orul e o copilărie. Și le face semn câte unul. Credeți. De? E o lume spălată, bă, cred. 2 ani ține dragostea. Cercetătorii englezi au stăt. Domne, au dreptate englezii, domn. Dacă te iei cu ea, pe semne că biologic, avem resurse 2 ani să ne mirăm unul de altul, după care ne plictisim. Dar ce te faci, domne? Că în prăpădita asta de țară numită România, au fost femei care au așteptat 10, 15, 18, 20 de ani, doamne, soțul de pe front, din pușcărie. Aveau N variante în sat. De ce au rămas necălipite? De ce este iubirea prin așteptare? De ce este taina asta extraordinară? Savantul englez are gândire de tip de asta, epidermatică. El știe la nivel biologic că așa se întâmplă cu hormonii. N-ați văzut dacă luați reviste din asta, mai dau și cât un interviu antidot pe invers acum. Vă rog să citiți femeia ultimul nou. Serio. Am dat cu subsemnat acolo. Mi-au dat 2 poze foarte frumoase și una unde ori fi găsit-o pe internet, eu cu o fată care se crăcănează așa, era la balet și pe a zis femeile din viața lui Dan Puric. Pe semne, cam multe femei care stăteau așa. A zis, trebuie să o băgăm pe aia. Și era pe o repetiție, zic că era o balerină care făcea și pagatul, eu concentrat și îți dea sentimentul că sunt concentrat pe deschiderea ei. Mă rog. Dar știți că alegerea face parte dintr-un dat antropologic? O fi zis, nu fata că mai te întreba, bag o pașta că e mai psihopată, puțin. Bun. Vedem în zona aceasta că dragostea ține mai mult de 2 ani. Ce ziceți de chestia asta? Ține mai mult de 2 ani, dumne. Dacă citiți literatura aceasta, de exemplu, dacă citiți o carte, nu citește nimeni. Dacă o zic la, nici nu știu cine e președinte de România Scriitorilor, la Cade Jos.
crede că îl înjur. Aspazia oțel Petrescu. E pensionar, trăiește pe la Bacău. Doamne, strigata. N-are domn să știe cartea că nu e trendy. Aia care a luat premiul Nobel, premiul Nobel a povestit cum s-a curentat în vagin. N-are virtuți de genul ăsta psihiatrice. Aia a vorbit de cu totul și cu totul altceva. M-ați înțeles? Deci ne despărțim ca linie de cale ferată și o să vedeți ce bine este să ne despărțim de așa ceva și să avem o strategie a diferenței. Când iubești, ai strategia diferenței. Nu mai lași, domnule, să se întâmple tot felul de porcării, nici în familie. Când o să aveți copii, că sunteți tine și vine ăla micul și face o porcărie din adusă de la școală, mai știu ce, zici, bă, n-ai voie. Dacă, Doamne ferește, îl vezi că cine știe, pe la 18 ani umblă cu droguri, mai știu să face părul în camăciuc. Și o să vedeți atunci că deveniți intoleranți. Deci aia se droghează. Aia și o cocaină, nu știu ce, o heroină. Ia copilul tata, că deci, we are very free. Ok? We are together. We have not to violate the... Deci îl lasăm așa. Deci nu mă! Cretinule! Îi dai și două! Pentru că frica face parte din pedagogie, nu terorism. Sfântul Ioan Gură de Aur zice așa, să știe că poți să-l pedepsești. Fiți atenți, e important lucrul ăsta. E o tensiune. De-aia și că știți de unde vine cuvântul silitor? Că se silește, Domnul. Se silește. Trebuie să te silești. Și eu când fac un rol, dau din picior, mă silesc. Nu o fac la cafea și la țigări. Mă rup ore întregi. Stați așa, să nu mă diluez. Bun. Există acest paralelism, există aceste punți. Și am zis, bă, fraților, în spațiul ăsta românesc, în spațiul răsăritan de regulă, este ceea ce se numește perspectiva răsturnată. Unde mai desenez drum? În tablourile, așa, când s-a descoperit perspectiva și, cum să spun, Piero de la Francesca nu mai putea să trăiască de fericire că avea aici linie de perspectivă duse către fund. Deci le vedem care se duc așa, așa și aici în spate este omul cel mic și aici este omul cel mare și s-a descoperit perspectiva optică. A fost o mare realizare. Renașterea asta a dus perspectivă. Bizanțul a rămas cu perspectiva, așa se zice, o teorie, perspectiva inversă. În care poți să-L vezi pe Iisus Hristos în spate, mare de tot, și în fața aici de niște amici. În biserică, ați văzut? Are o importanță extraordinară, se răstoarnă tot. Importanța în pictura bizantină este emoțională, afectivă, simbolică. Nu are de-a face cu cea fizică. Și atunci este o lume răsturnată la această perspectivă inversă, îți explică anomalia, pentru că astăzi se întâlnește răsăritul cu Occidentul. Nu cu grecii s-au întâlnit, cu noi. Grecii dansează toți Hirtachis și pe muntele Athos sunt sfinți. La noi e peste tot. Și baba aia care vine la biserică, un humus. Nu mai sunt izolați. Baba aia care are intuiții de Newton, a întrebat-o pe una, cică, ce e maică gripa aviară? Și a răspuns fundamental, ca Newton, a zis, sunt doi oameni în alb care mi-o moară mie găinile. Dați seama! Până pune-l pe fluturi, pe lăcustă, pe cine vreți dumneavoastră să știu. E problema unui virus care a atacat. Nu știu de problemă. Baba scana bine. Ați înțeles? Avea simțul istoriei. Zice Ernst Berna, trăia în veac. A văzut și eternitatea, a văzut și jigodia. E toată aia astronauții. A văzut? Momentul de apogeu al puterii politice în România este războiul cu Saddam Hussein, când noi eram terorizați că se trimit bombe. Bombe chimice. Și mama, Dumnezeu să ierte, m-a sunat și mi-a zis, mamă, o să dea o bombă chimică. Unde, mamă? În drumul tare? Nu știu. A fost panica și s-a soluționat, că vă spun că poporul acesta are geniu absurdului. Jari e o copilărie și Eugeniu s-a recunoscut, a zis și apoba, nu se poate. Este o demență. A apărut unul gras cât ecranul, care a zis un plutonier. Deci, în caz de atac chimic, se ia un tifon și se ține așa. Deci, soluția avem.
Una din perspectivele răsturnate ale neamului românesc a fost acum 5 săptămâni, când s-a ales primarul mort. Unic în istoria electoratului mondial. L-a întrebat apărat și am să vă spun de ce. Perspectivă răsturnată. Cu alte valori dă. La început pare o idioție. L-a întrebat apărat. Doamne, l-ați votat pe primar? Da. Păi am murit. Păi ce da? Păi, ne-am dus unul ăla, doamne. Ăla răspundea în coante, doamne. Zice, păi doamne, dacă e mort, de ce l-ați votat? Și ăla zice, păi dacă e bun. Stați să vedeți substanța. În primul rând, în creierul ăla, just calitatea n-are moarte. Mai bine cu primarul mort decât cu jigodia vie. Doamne, eu îl votez ministrul culturii pe Mircea Vulcănescu. Eu n-am nevoie de cap de lemn de prună asta. Nu mă interesează privirea asta de imbecilă. Eu pe Mircea Vulcănescu e mort, dar e bun. Și doi, mai este vocația fundamental ortodoxă creștină, domn. În care s-a aflat că era familie, era îndurerată. Sunt mai fac un alt necaz. Vreau să văd, erau aia în doliu să-i zis, doamnă, să-i sfătul, da, a căzut soțul dumneavoastră la vot, nu mai e. Nu poate să facă românul așa. Dacă nu poate să fac, decât dacă e cretin, știți, moare domnul Popescu pe front și zice, bulă, te duci să oameni sfăt doamna Popescu, dar ai grijă cu te rog, că e un moment grav. Popescu, să torci acolo, se poate la ușa acolo. Că, alo, văduva Popescu, aici că nu, pe cât face pare. Deci, el nu poate să funcționeze. Acolo intervine dimensiunea creștin-ortodoxă. Sunteți de acord că le-a fost milă? Cum se anunță, domnule, între văduve, copii morți, n-a ieșit a zis, mai lasă-mă de un parastas, mai votăm, dă-i măsa pe toți. Nu-i asta important, e necazul omului. Vedeți că dintr-un detaliu e perspectiva inversă. Ăsta este, în perspectiva inversă. Perspectiva inversă denunță lucruri fundamental opuse unei lumi contra cronometru. Lumea când trece global printr-o mare suferință, își creează sinapse și, cum să spun, legături care sunt atipice pentru o societate a unui confort. Și ca să vă dau un exemplu, există un film din 1948, prima olimpiadă după război. Și în prima olimpiadă după război există o secvență pe care eu aș proiecta-o la începutul fiecărei olimpiade. Ca să nu mai înhormoneze mie femeile să fie la notă așa cu spatele, și să anabolizeze, bagă metal de tot felul de efedrine în fundul ăla, să alerge 5.000 de km într-o secundă, ci să-i lase în natura lor și să înțeleagă că competiția este prag de desăvârșire, nu de anularea celuilalt, le-aș da o chestie. Că noi trebuie să lucrăm pe imagini în fracțiuni de secundă, fără prea multe teorii. Există, deci 1948, un an sensibil, abia 3 ani trecuseră după carnagiul mondial. Și 100 metri gardul și aleargă, și vezi spre final, la 4 metri de linia de sosire, ăsta primul, la jumătate de pas este al doilea și pune un pluton în spate, cu o viteză foarte mare ăștia doi. Ăsta al doilea se împiedică. Ăsta vede cu coada ochiului, lasă cursa și ridică. Și trec toți. Dar nici mai nu m-a mai interesat. Ați văzut? Ăla-i gestul evanghelic. Întreabă pe Hristos unul, care e aproapele tău? Și zice, în Ierihon era unul care l-au bătut hoții, era într-o groapă. A trecut un preot, l-a lăsat în pace, a trecut al treilea când a venit, i-a dat mâncare, l-a sui păcat, i-a dat bani, l-a dus la han. Bă, ăla este aproapele tău. Și aici vezi cum se iese din cursă. Se iese din cursă, s-a dus dracului și medalia de aur și a zis, bă, ai pierdut competiția, bă, dă dracu, a făcut, merge. Știți că lucrul acesta este fundamental în perspectiva inversă românească. Poporul român în situația actuală, când am zis că suntem sub ocupație, am să vă dau de ce. Să vă dau încă o imagine apropo de gest creștin și de gest necreștin de om spălat la creier. O iau pe la o peretă într-o zi că ne-au pus din alea ca la grajuri acum, ca la vite, băgăm chipuri. Tic. Tic. Știți? Curca 5. Tic. Găina 8. Că Olga Todorache a trebuit să iau în brațe, că n-avea din aia. Lăsați doamna teatrului românesc pe sus și vrășese gărdin cine ia asta, nene. Mă rog, nu contează. O lume pulverizată în creier. O iau pe la o peretă, acum erau 5-6 ani,
Întuneric, domne, știți că noi suntem în întuneric oricum și fizic. Și mergeam pe treptele azi, zic, unde dragă să mă văd, mergeam așa încet. Și am dat din întuneric să aud o voce. Domnule, scoteți-mă pe aici, pe aici, vă rog. Domnule, am înnebunit, ca Hitchcock. Da, nu, întuneric, zic, unde sunteți, doamnă? Nu vedeam. Ce? Sunt în lift. Am trecut până lângă scaia, până lângă liftul. Unde, în lift? Da, de la ora 2. Era ora 5 după masă. Și cum, doamnă, vreau de stați în lift, doamnă? Da, nu mă scoate nimeni de aici. Vă rog din suflet că găsiți pe cineva. Doamne, zic, stați aici, mă duc imediat. Și-l vezi pe Puri cum alergă prin teatru. Așa, ajung la un pompier. Doamne, ești o doamnă în lift, să luăm o rangă, să scăpăm. Da, bă, dracu, luni, că acum nu-i nimeni. Hai. Despre asta e vorba. Doamne, e popor român înghesuit, dar nu e luni, n-avem program mâine. Acel mâine. Și atunci noi vorbim de milă. Noi vorbim de atitudine creștină. Noi vorbim de acel ceva, asta nu înseamnă... Deci fiți atenți că această perspectivă inversă lucrează altfel. Românul are. A avut-o și fratele meu occidentalul. Altfel. De exemplu, un 200 fra Angelico. Am ajuns pe la Louvre, domnul. Eu vă spun povești. Poveștile acestea au dedesubt linii de forță de gândire și de atitudine. Ele nu rămân numai în sfera anecdoticului și a hăcăitului. Stăniloae zicea, părintele, cel mai bun discurs către poporul român este umorul, nu bășcăria. Bășcăria o vedeți dumneavoastră la televizor, la Pro TV, la Antena 1, la țoapele alea. Umorul care te trezește. Și la Louvre am văzut toată cântarea României pe pereți, Rubens, femeile alea grase, multe cărnuri, tablouri luate de peste tot, că au luat de peste tot și l-au băgat acolo, ca la Casa Poporului. Asta este Louvre. Și tu obosești. Primul exponat care l-am văzut la intrare era unul pe care scria refugii român. Îl cerșea la intrare. Ăla era exponat era hiperrealism. Je suis refugié, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas rien. Așa două negații, că gramatica era. Și scria și cu pixul, refugii român. Bun. De semne că era trimis de guvernul României, cine știe acum a fi în Parlament. Când am intrat în interior, vedeți așa, dacă învins. Superb. Ceva din școala lui Rodin a făcut. Este așa. Foarte mișto. Ai o demnitate să uita la romană. Dacă învinți, superbă chestie. Cred că luată după columne undeva. Era tot tonusul neamului. Ne-a zis, toți au căruță de țărani, au ținut în șah imperii. Dacă învinți, să vedeți așa. M-a cutremurat. Și mă duc pe la etajul 3, că nu-i bine să vezi un muzeu, tot că la sfârșit te tâmpești. Mergi pe sectoare așa. Și am tras după mine vreo 5 colegi de la Național și am zis, băi, stai să vă arăt un tablou, că atât era tablou. Atât, al lui Fra Angelico. Erau niște stâlpi. Și după stâlpi aici era un cal care se uita. Cu ochiul așa, la noi. Și undeva în spate aici, erau trei oameni care îl băteau pe al patrulea. Se numea Biciuirea lui Hristos. Dar calul se mira cineva de el pe noi. Noi uitându-ne la cal, vedeam ce se întâmplă. Unde era? Crezi că a fost altceva? Era băiatul unui tâmplar, un bărbos, care s-a opus, l-a călcat în picioare. Nici n-a vrut la Pilat. Pilat era un fel de Jonathan Shield, sărac. Adică un exponent al Comunității Europene. Bă, vă fac eu, vă faceți vă. Ce era Pilat? Ea un funcționar, sărac. Și undeva în spate și-a zis, nu era evenimentul lui Pești. Excepțională chestia asta. Dom'le, de o umanitate cală la suită, așa, și tu uiți în spate. Mai este o pictură a lui Peter Bruegel, cel bătrân, Căderea lui Icar, în care în plin plan e un țăran cu plugul și da, în ce, nimic de tot. E omul care cade în cap, așa. Nu e ieșit. Ăla este esența. Nu vedeți că și România, în prim plan, este tot ce vreți noastră. Undeva prin spate, pe acolo, se zbate unul. Nu-l bagă nimeni în seama. Că-l bice, că-l omoară, e neimportant, m-ați înțeles? Aici, în față, sunt vipurile. Calul ăsta, tocmai asta, atenționa. Este un accent psihologic extra. Bine, Fra Angelico ținea post două zile înainte să picteze. E încă nu se dizlipise în 200 de pictura bizantină. Încă perspectiva aceasta răsturnată funcționa și la ei. Încă transcendența mergea, pentru că acum ne apropiem, să văd cât mai am. Așa? Combustia artei răsăritene și de acest raport.
Există o cunoaștere prin dezvăluire. O cunoaștere care ți se dă. Este o cunoaștere dobândită de tip rațional și este o cunoaștere care ți se dă. Constantin Levin, Ana Karenina, zice Tolstoi, prin el vorbește, ci ca ce am învățat eu de la rațiune? De la rațiune am învățat să-mi strâng semenul de gât. Să trec peste el. Când eram mic, mi s-a spus o învățătură cum că să-mi iubesc aproape. Și fiți atenți. Și tare m-am bucurat pentru că era în inima mea de mult. Fiți atenți ce remarcă. Nici măcar apriorismul lui Kant era însămânțată. Nu i s-a spus pe teren gol. A recunoscut-o, cum are ce Socrate. Nu cunoaște în ce recunoaște mai mult. A trăit-o. Era în inimă. Era ce am spus așa, în minte, în inimă, zice Tolstoi, învățătura asta mi s-a dezvăluit, dar rațiunea m-a învățat să-mi strâng partenerul de gând. Ce diferență face între rațiune și învățătură? Și vedem, nu știu dacă ați văzut, bine, generația dumneavoastră care sunteți oameni tineri și foarte tineri, nu știu dacă mai aveți răbdare sau dacă ați văzut, Rubliov al lui Tarkovski. Știți povestea aceea cu clopotul și cu puștul care stătea lângă ăla, cum îl cheamă, tatălui, se zică secretul din ce se face lutul de clopot, cum se alege. Erau toți meșterii care stăteau, ăla trăgea să moară și el a stat la capul lui și iese afară, zice, știi, urmați-mă! Bine filmată reacția negativă a marilor meșteri, cum un puș de 14 ani, ăla care meargă prin noroaie pe râu și zice, ăsta este, ăsta e lutul. Și de forțați de împrejurări, nu ascultă, mă rog, se face clopotul, îl vede cneazul și este secvența antologică în care Rubliov, oricum, mai pictat de 20 de ani. Dialogul între el și Teofan Grecu este extraordinar. Pentru cine pictezi? Îl întreabă Teofan. Pentru oameni. O să te dezamăgească. Eu pictez pentru Dumnezeu. Și în clipa în care este lovit Rubliov, în esența lui, el încetează să picteze. De filmul este foarte frumos făcut de Tarkovski și în sensul acesta al unei transcendențe sau unui suflet creștin. Și cum stătea Rubliov acolo care nu mai picta, clopotul se ridică, cneazul, ambasadoria care vine în străinitate, norodul și puștul care cade la el în genunchi și zicea, n-am știut niciodată nimic, doar am crezut. Taixul nu i-a spus secret. Și vedeți în Occident, pe la 1120, abatele Suger, vorbește Ervin Panofsky, extraordinar despre el, un abate la Saint-Denis, care îi strânge pe meștere, zice, am nevoie pentru acoperișul abației de lemne lungi, dublu. Și toți au râs. Au râs, domnul. Și zice că n-am dormit toată noaptea. Și a doua zi am luat pe toți cu mine și am mers prin pădure. Și după jumătate de oră am găsit bradul ăla. Și după încă jumătate de oră am găsit toți brazii. Și toți s-au minunat. Există o proiecție. Dumneavoastră vă gândiți la România acum că este o colonie. Așa și este. Așa și este. Un ghetou, o colonie, o periferie. Și vine unul și spune, nu este o colonie. Mai mult, este un centru, este un lucru. Nu mă refer la Pavel Coruț, m-ați înțeles acum? Să nu-l arată. Ce Coruț, Coruț, nu-l arată. Ăștia cu... Mai apare un nebun care zice că suntem reptilieni, e zis, bă, genial, genial. E, totuși, sifilisul ăsta, aluiesul ăsta, creează niște zvâniri, ăștia te mai trezește, știi? În care acest teritoriu are o ingenuitate și o forță extraordinară care poate să contamineze. Pe cine să contamineze? Pe niște pirați care vin? Și o spun da. Cum credeți dumneavoastră că pe semne că aici vorbim deja două limbi străine pentru că cât a spus dumneavoastră hrăniți și cu ce am fost eu hrănit? La mine încă se mai simte ciubota aia nenorocită comunistă în spate, crudă. Nu e cea foarte crudă. Cea foarte crudă a prins-o tatăl meu. Ați înțeles? Aia care s-a retras acum și sunt cu bărbi și sunt democrați. Și vă fac dumneavoastră și literatură, și filozofie, și televiziune, nu mai știu ce. Sunt copiilor. Ați văzut crima care s-a întâmplat acum. Cu 6 milioane de euro date de guvern ca să antreneze. Comitetul European a cerut. Acel lucru ăsta. Dom'le, trimiteți tineri, dom'le. Să facă management, economie, politică, justiție, că sunteți în cap bagiună. Nu știți să negociați nimic, să furați. Și au dat seama că au nevoie de parteneri. Și au ales din rândul oamenilor. 6 milioane de euro. Ați citit. Acum dă-o înapoi.
S-au dus băieții la facultate, la Oxford, la Cambridge, la Berlin, s-au întors cu Mana Cunau și zice, am venit să vă ajutăm. Zice, niet, pe ce faci, mă distrugi? Ia gândiți-vă dumneavoastră că iau eu de aici mâine 20 de fete și băieți și facem programul la televiziunea română. Dragilor, să vedeți, eu vă spun, într-un jumătate de an este cea mai competitivă din lume. De asta vor. Și atunci, pe băieți, unii au fugit în străinătate, alții au dat în judecată statul român. Deci ești o crimă, domnule. Copii ca dumneavoastră, tineri, s-au dus și au tocit creierii, domnule, s-au întors. Domnule, intru în aparatul de justiție. Tovarșul ministru de la justiție, prof. Bun, am făcut această paranteză ca să ne legăm de acest nucleu de revitalizare și care este acum, cum zic, strâns într-o cancie. Ne întoarcem la acest paralelism. Acest paralelism care am văzut, care și punți de trecere de la, dintr-o parte, cum să zic, în alt. Suntem, știți, într-o perioadă în care inflația cunoștinților a dus la o criză în cunoaștere. De fapt, criza în cunoaștere întotdeauna, paradoxal, nu-i din necunoaștere. Criza de cunoaștere este din inflația de cunoștințe, care nu mai se leagă. Există un moment similar, Umberto Eco îl scanează foarte bine cu un mare rafinament și estetic și critic, când dă un moment de criză al cunoașterii după renaștere. Renașterea a fost așa un puseu de autonomie, de revoltă, de nu mai știu ce, și de emanciparea cunoașterii. Și la un moment dat, zice el, apare omul baroc. Melancolia. Și dă tabloul lui Dürer, care e super, sta așa, se gândește și acolo, echiere, compasuri, globuri, hărți, aruncate. Ars geometrica, arta geometrică, care se melancolizase. Omul depusese armele și a dat seama că nu poate. Și zice, arta geometrică se melancolizase. Este extra, e ca unii, cum a spun eu acum la ăia de la Geneva, băi, fraților, până și tovarșul Jean-Paul Sartre, prin 61, a scris o carte, se numea Plaidoyer sur les intellectuels. Un fel de pledoarie despre intelectuali. Zicea, ăla care face fitilul la bomba atomică sau bomba atomică, trebuie să știe de ce, că altfel e nenorocire. Adică să ai conștiință. Particula aia infinită, subinfinită și râs infinită cuantică, duce la un paradox. Ăla este virusul care s-a dat materialiștilor. Când Werner Heisenberg, la 21 de ani a descoperit asta, teoria nedeterminării științifice. Heisenberg. Dumnezeu peste tot la oamenii ăștia. Știi că are lui Niels Bohr îi plăceau paradoxurile. Și la un moment dat, că m-am întâlnit cu unul care a luat-o pot cu apă. Și o ducea acasă. Zice că, de ce o duci? E superstițios? Și că nu sunt superstițios, dar am auzit că te ajută chiar dacă nu crezi. Ați zis? Ăsta aduna zone de genul ăsta. De ce vreau să vă spun? Că la 7 decenii după descoperirea mecanicii cuantice, apare fizicianul Bell care descoperă acel concept extraordinar al inseparabilității. Cu fotonii care sunt duși, sunt informați, nu mai fac o teorie, că se dau printr-o găurică pe aici și ala în partea alta are aceeași informație, un fel de geamăn extraordinar, nu se știe de ce se aranjează la fel ca celălalt. Și zice, principiul inseparabilității între două obiecte în lumea aceasta macrofizică, uitați așa, este o interacțiune, domnule, în lumea fizică. Dacă le depărtezi, interacțiunea scade. Nu? Asta e un principiu. Și spune mai departe, doi iubiți pe două galaxii diferite, se rupe treaba. Perfect valabil. 300 de ani, de la Newton încoace. Minte extraordinară. Și în lumea submicroscopică, lumea cuantică, lucrurile sunt amar invers. Aici a fost prăpăd. Ce te face ca depărtând atracția aproape să fie reversă să crească? Ce te face că nu se anulează forțele, ci din contră se transmit într-un mod în care nu se poate explica? Țăranul român nu știe fizică cuantică. Țăranul român a spus de principiul fizicii cuantice printr-un proverb, cum aia, tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte. Deci, normal. În care zice așa, fiți atenți și ciudat că țâșnește, faceți-le loc acolo, că s-au sătorit. Ia un scaun de aici, mă ajută și pe scaun. Pune-te acolo. Așa. Și pe celălalt, că eu nu mai am văzut. Dacă nu capeți. Fiți atenți. Țăranul român spune așa, fiți atenți, proverb.
depărtarea pentru foc. Nu, depărtarea pentru dragoste. Depărtarea pentru dragoste este ca vântul pentru foc. Pe cel mic îl stinge, pe cel mare îl aprinde. Luați doi iubiți și depărtați. Și cu cât îi depărtați, cu atât iubirea este fabuloasă. De asta am văzut în cartea mea, care nu știu cine a mai citit-o, în afară de Securitatea din România, de gravitația, nu de gravitatea, memorie. Cineva drag ți-a dispărut. Și cu cât se depărtează, nu se atenuează, se transfigurează în alt cordon umbilical. N-ai cum să-l uiți. Te pătrunde, te trăiește, zicea Nicolae Iorga, odată cu tine mai mor încă o dată toți morții tăi. Iar tu poți să zici, odată cu tine mor încă o dată toți morții tăi. O să vedeți că sunt momente intraductibile, că cu asta am început, care nu pot fi scanate. Citeam într-un ziar, arhiepiscopul, am uitat cum îl cheamă, șeful bisericii anglicane, ce ciudat! Și a scris memoriile și spunea că o fată s-a îndrăgostit de el când el era teolog, student. El i-a acordat o anumită afecțiune, dar în registrul prieteniei. Numai că ea a pășit mai mult decât registrul acesta. Și unul a luat medicamente, s-a sinucis și a zis să nu fie supărată pe el. Îți dai seama ce situație l-a băgat pe omul. Se vedea că era un om inteligent, rasat, i-am văzut fotografia și marcat de o durere, zicea, nu pot să uit toată viața. Dar de atunci că am început să separ prietenia de afecțiune și mă gândeam, în zona răsăriteană lucrurile se traduc altfel. De asta duhovnicul nu este psiholog și intuiește. Am zis de duhovnic, doamne, n-am zis de... Ăla, cum îi spui, de aia zice să fii cu inima zdrobită. Când ești cu inima zdrobită și spui, ăla îi se dă să spună, aici. Vede. Dacă te duci la un Iustin Pârvă sau la Arsenie Papacioc, ăla nu are ezitări. Dar tu trebuie să-i spui, nu poți să-i spui. Contează foarte mult, dar ați văzut că zice actul despovedit. Cum îi spui? Ce îi spui? Că dacă tu te duci, zice, părinte, am stat pe o bedică, două săptămâni, și m-a lăsat. Ce să fac acum? Știți? M-ați înțeles? Nu are, cum zice, beduinul. L-au pus ăia de la BBC pe un beduin, că s-au plictisit cu Discovery, Discovery, cum zic ăștia. Și seara acolo l-a legat, cap așa fășurat, cu un baston în nisip, se juca. Și unul, plictisindu-se de acolo, zice, zi-mi și mie, zi-mi o poveste. Eu nici l-a băgat în seamă. Da? N-am poartă. Adică intrare pe așa ce. Bă, nu pot și eu. Poarta. Ați văzut că s-a uitat poarta. Nu vedeți că în filmele nici mai există de dragoste, mai știu ce, s-a uitat preludiu. S-a uitat tot. S-a uitat și în discuție, ca la greci propedeutica, pregătirea către așa ceva. Ne apropiem acum de un lucru, făcând acest paralelism pe care eu sigur l-am mai pus cu diferite imagini concrete, ca să vedeți că suntem și separați și uniți. Și o să găsiți în fratele vostru occidental, nu mai spun asiatic, am călătorit peste tot, punți excepționale care au fost retrezate de ideologie. Dar când folosiți pe termenul părintelui din cocioaba aia lui din parohie și spuneți ideologii nu sunt bune, că n-au mamă, îl apropiați imediat. Maternitatea este o cunoaștere de tip tainic. Mama își iubește copilul paradoxal. Tatăl își iubește mai logic, mai coerent, mai cum vreți dumneavoastră. Niciodată un tată nu poate să iubească ca mama. Mama are o taină, cum să spun, de fapt, taina aceasta a maternității pe care o dă Hristos și care reversul, darul dăruit femeii, o situează pe femeie în frunte, făcându-o cea mai curajoasă cu mironosițele care ele riscă. Iar la cruce acolo era maică sa, cu Sfântul Apostol Ioan, restul toți au fugit. Ea și-a asumat toată chestia asta. O să vedeți scena aceasta a maternității absolute și a iubirii absolute, cum vrem să transmit pe la Cambridge, că dragostea ține mai mult de 2 ani. Că au fost cazuri în România, multe, sute de mii, în care au ținut 10, 15, 20, câteodată au murit singure. Dacă vreți să vedeți Muzeul Femeii Române, vă duceți la Sighet și vedeți de la Elisabeta Arizia Conalis Voinescu, de la talpa țării până la intelectuală de maxim, arestată. Condițiile în care au fost. Cunoașterea de tip tainic se face așa.
pe drum, îi povesteam domnului Sorin Lavri ce mi s-a întâmplat la Alexandria. La Alexandria, deci un loc mic, un oraș neînsemnat, așa, și să mă duc cu cartea cu cine suntem, cu prezentare. Mă oprește un părinte Podromos într-o mănăstire unde era singur, o minune de părinte. Din aia care face singur tot. I-am văzut că avea și doi câini ciogoniști în curte, din aia mari. Mi-a dat seama după câini. Cine se cunoscutau câinii, îți dai seama? Altfel, simți, zice Sfântul Simeon Neoteolog, simțirea tainică. Adulmeci. Și m-au întâlnit, doamne, niște copilași, parcă era așa, și mi-a dat niște cărți. Dom'le, lasă-mă sfert de oră să adun, că sunt făcut praf. Și m-am sculat din somn și zic, o carte, Cristescu Dumitru, pagină, suferință. Și am deschis o întâmplare așa. Da, efectiv, la întâmplare. Ca să vedeți cum cunoașterea vine prin lucrare, nu vine cognitiv. Și zice, și m-au dus la Iud și acolo m-am botezat cu lacrimi. În celula deasupra noastră se numea celula albă, unde îi pedepsea pentru nimic, numai ca să îi anuleze, intelectual, țăran, de vârf. Și celula era situată deasupra, cam cum ar fi zidul ăsta. Dar se auzea ce se întâmplă. Nu știu, erau minus 30 de grade, 40, iarna se pedepsea și lăsau așa, nu știu, desculți în izmene și în cămașă să stea. Și de regulă scotea mort, de regulă, tot timpul scotea mort. Ce se întâmplă? Și zice că eu am un invit acolo și toți mi-au zis și că l-au dus la pedepsă. Și am auzit toată noaptea cum săracul alerga și striga să-l ierte, să că n-a făcut nimic rău pe pământul ăsta, care copil, că nu mai știu ce, și eu am rămas încremenit. Dintr-o dată, toată experiența lui, înțelegeți ce vreau să spun? A devenit un act de cunoaștere, am vizualizat totul, mi-am dat seama și de bestiola aia de plutoner care o recunosc peste tot și astăzi. Bestiile alea de plutoneri și acum conduc țara. Deci când lași țara asta de 20 de ani să nu respire, trimis copiii înapoi, este același om care aleargă în celulă. Înțelegeți că ne apropiam acum de altă sferă de cunoaștere? Că este o cunoaștere care lucrează în sânge, lucrează în creier, în necunoscute. Și eu am rămas așa și zic, Doamne, zic, ce cutremurător. Și mă duc la Alexandre, vorbește, și la un moment dat zic, Doamne, uite așa îți dă Dumnezeu, Dumnezeu, să vezi. Înainte să fim la dumneavoastră, am găsit această carte, mi s-a dat și am citit. Omul era din Alexandre. Dumnezeu, și țâșnește o femeie în picioare și îmi dați voie să vorbesc? Așa, albă, palidă, ca o să-mi zic, cum să-mi poftiți, Doamne, bro? Sunt soția lui. Și în 5 minute, doamna asta mi-a și pus-o la NATO, la ONU, la Bruxelles. 5 minute! Să le vorbească. Cum a vorbit? Ce e conferință, da, am purit scrum? Nu era nimic resentimentar? Nu era nimic emoțional de doi bani? A spus așa, vreau să completez la ceea ce a spus, pentru că e soțul meu. El a ieșit din pușcărie, adică a fost arestat pentru că a doua oară în pușcărie, pentru că a reținut pe din afară toată poeziile lui Radu Gir, 300, vă dați seama ce creier. Ca un simplu tehnician. 300, eu n-am știut de caietele astea și m-au arestat că au zis că am tăinuit, dar n-am știut niciodată. Că n-a vrut săracul să mă bagi în pușcărie și mi-a zis. Dar nu asta vreau să vă spun. Vreau să vă spun că mi-a zis, în timp ce alerga țăranul acela, avea 7 copii acasă. Și striga numele lor. Vă mulțumesc. Și atunci cunoașterea, zice Sfântul, răsăritea, depășește rațiunea. Intră din inimă în cap și nu se mai știu unde. Asta este cunoașterea de tip tainic. Și atunci se fac sinapse cu memorii care te trăiesc și te verticalizează. Nu te blegezi. Te verticalizează. Fiți foarte atenți. Că ne apropiem de altă formă de cunoaștere. Și am spus, băi fraților, apusul a fost terorizat de principiul clarificării. Ervin Panofsky, un mare estetician, specialist în catedrale gotice, spunea așa, evul mediu, habitatul mental al evului mediu, este obsedat mai secolul XVI în clarificare. Credința se clarifică prin rațiuni. Rațiunea prin artă, arta prin imagini și imaginea prin simțire. Și vine Toma d'Aquino și spune, da, dar și simțirea este o forță cognitivă. Nimic din toate chestiile astea aici.
Nimic! Aici nu e nicio nevoie de clarificare. Aici dai de o povestioară, dacă vrei, așa, lui Siluana Tonitu, care zice ați văzut cocoșul prin curte? Care face așa? Cu cele cinci găi? Ăla este omul rațional. Ăla care zice că lumea sunt cele cinci găi. Și merge așa. Ca Mitrea la Senat, l-a zis cuvântul. Guvernul și ordonanța de urgență. Ați înțeles? Trevedie la picioarele lui. Altceva important. Uitați-vă că din asta cunoști. Și crima și tot. Cocoșul care face așa. Și deasupra e vântul. Care dă rotocoare și de munți și cer și ăla-i omul după Grecescu. Poate zice Siluana Tonitu. Niciodată omul duhovnicesc n-a împiedicat sau a pus o frână cunoașterii științifice. Nu vă spun că aici au fost oameni arși pe lucru. Nu vă spun că în partea asta nici nu s-a întâmplat așa. O să zice, dom'le, dar știința a evoluat fantezii. Da, dom'le, categoric a evoluat de la șutul ăsta în fund și la cenzură și la fapt. Dar vecinătatea pe care am avut-o noi, n-au avut-o ei. Aia s-au bunit vernepoți. Aici veneau 600 de ani, dom'le, au căsăpit, au... Știți ce mult contează în vecinare? Grozav lucru, relațiile dintre oameni. Și ce înseamnă vecinarea? Înseamnă că dumneavoastră care să studiezi la filozofie, treapta a doua să dați, să aveți aici profesori buni drumători, partea a doua să aveți instituții și o învecinare cu personalități culturale care nu să vă blocheze. Și să vă ducă, zice, bravo băcurile, du-te mai departe. Să devină cărămiți pe care voi călcați ca să treceți pe partea altă. Și eu mă obstrucționează. Învecinarea. Învecinarea mea ca artist cu Demre Dălescu a fost uluitoare. Dacă nu era el, maestru Demre Dălescu Bibu, cum îi spuneam, eu ieșeam din școală. Ăsta, țăranul oltean, avea taină, domne. Ăsta lucra în perioadă de a zis, domne, eu nu învăț privighetoarea să cânt. Îi aranjez de aripă. Fluieră puric. Când? Apropo de chestia asta, doamna care mi-a povestit, soția lui Dumitru Tristea, a zis atât. Plutonierul de serviciu care s-a schimbat dimineață și care știa că este mort, a fluierat cea mai cumplită doină. Ca să se știe. Deci ăla era altă calitate. A zis, e mort aici, mă duci? Ăla mi-a zis, nu putea să-l zică la pușcăre, că l-a pușcat și pe aia. A fluierat cea mai cutremurătoare doină. E un alt sistem de comunicare. Eu când vă invit la visul la Don Quixote pe care tovarășii de la Ministrețul Culturii, din Culturii, mi-l lasă pe dedesubt, sub borcane, mă ascund. Nu e bine. Trebuie să-mi dau chiloții jos pe scenă, să facem acte sexuale, să fim puțin mai open-minded. Și așa, eu nefăcând din asta, am rămas în istorie ca baba aia. Eu fluier doina aia, ați înțeles? Eu sunt plutonierul ăla care fluieră doina și banuți. Știți cum s-a născut doina? Mi-a zis oamenii din... Dom'le, e genial. Gândire prin imagine. A zis, dragă puri, știi cum s-a născut doina? Zic, doina este un stil, că vorbești francez. Nu, dragă. Uite, pui mâna pe masă și stragi unul cu ceocul și zici, aaa, aaa, și după un anumit moment îți trece. Și te sprijină și el, aaa, aaa, și încă o dată, aaa. Este durere fără pauză. Faci, aaa, durere fără pauză. Nu vedeți că ăștia nu ne dau pauză? Nu vă dau pauză, tu. Dumneavoastră, după ce terminați facultatea, n-aveți pauză. Ori trebuie să fugiți ca prin gură, să vă angajați, să scrieți, să... Că n-aveți statut unde să duceți și ați adormecat aici. Deci, paralelismul acesta, lumea aceasta care, v-am spus, aici între cunoaștere, între știință, artă și religie și creștinism, e o tensiune. Dincolo nu e nicio tensiune. Paulescu nu a fost transporul. O dobleja a urmărit să fie bătut în cap. N-a fost. Erorile care s-au făcut, fără să satanizezi, eu nu ne ferește catolicismul, ci vorbim de erori pe care Papa Ioan Paul II l-a recunoscut, nu s-au făcut, domnule, cu toți barbarii noștri. Deci aici este un integrum. Aici este o integralitate, mare atenție. Nu s-a băgat. N-a fost nimic contra. Și dintr-o dată am descoperit un alt raport armonic. Integrator. O să-l vedeți acum, cât mai rămâne cam timp, să vă vorbesc despre arta populară. Și acum o să scurtăm, nu o să scurtăm, esențializăm ca să ne apropiem și până să avem discuții. În arta populară există trei dimensiuni pe care eu le-am identificat. Și am zis așa, creștinismul originar,
manifestat în arta populară, creștinismul implicit în arta laică, marea mutilare comunistă 1945-1989 cu arta ideologizată, instrumentalizată de partid, dar și cu arta subversivă, și marea confuzie dată din 1989 încoace cu patologizarea artei, cu alienarea prin artă, prin deschiderea în numele diversității, a mitocăniei, a patologiei, tot ce vreți, dar și cu răspunsul infinit de imprevizibil al literaturii mărturisitoare de tip creștin, care a catapultat tot. Pensionarii care au început să scrie, fără să aibă studii. Ei au început să mărturisească. Aia este arta mărturisitoare cea mai puternică. Trecând prin aceste patru etape pe care le-am făcut, am să vă spun următorul lucru. Simion Mehedinți vorbește de poporul român cum a fost el văzut înainte de creștinare. Și zice, Doamne, le dă clar, când a venit Strabo aici, grecul, a zis, ăștia se știu nemuritori. Când a venit Pomponius Mela, mare geograf roman, a spus două lucruri despre populația care a găsit-o aici. Ad mortem paratissimi, care înseamnă grabnici, spre moarte, și appetitus mortis, chiar cu dorința de a muri. Dar nu era o dorință sinucigașă de tip kamikaze, ci era această poziție, un pas spre lumea cealaltă, un pas aici, care o să-l vedeți dumneavoastră cum se dezvoltă și care de fapt ne conține, indiferent. A, nu vorbesc de stârpiturile astea de populație care cu vilă, cu mai știu ce, și este nemuritor. Eu vorbesc de esența română adevărată. Fiecare din noi știm că nu trebuie să ne creștem foarte tare de materia asta, că e intrigătoare, nu e în veac. Este un pas așa. Eminescu culege unul dintre cele mai frumoase versuri în care suferința devine instrument de cunoaștere în sensul Sfinților Părinți, cum v-am zis, și zice așa, poetul popular, suferă și pătimește și-ai să auzi iarba cum crește. Iarba nu se aude, iarba se vede. Dar când suferi și pătimești, ți se dă o altă privire. Zice Dionisie Areopagitul, ochi deasupra fii, coboară Duhul, ai har. Când sufletul este deschis spre Dumnezeu, lucrurile se transfigurează încet, 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 încet. Uitați-vă la oamenii care au suferit și care sunt marcați de Dumnezeu. Văd altfel lucruri, că alții care au suferit și nu se marcați de Dumnezeu, sunt mai fiari. Michelangelo are un sonet teribil, zice suferința pe omul bun îl face și bun, îl face și mai bun, pe omul rău îl face și mai rău. Există chiar o poveste, cred că de Pateric, așa, în care se spune când Dumnezeu decide să ia viața unui muritor, îi trimite un înger. Îngerul morții, îl vedeți prin biserici câteodată pictat, are ochi pe aripi. Și dacă Dumnezeu în ultima clipă, în judecata lui supremă, zice, îl mai las, îl cheamă înapoi pe Îngerul Morții. Dar Îngerul Morții nu pleacă până nu-i dă un alt ochi. Încă un ochi în plus. Și din clipa aceea, oamenii a vădat. Dacă stați de vorbă cu oameni care au trecut prin pușcării, n-ați văzut că nu sunt resentimentari? Unul nu spune și evită de regulă să spună ce s-a întâmplat acolo. Dar văd altfel lucruri. Ei văd esențele, scanează. Trăiesc cu noi și mănâncă iaurtul, sunt umiliți de animalele astea nenorocite de comuniști care sunt mascați pe demă. Dar el vede altfel lucru. El se apucă și scrie și spune, el e împotriva brandului. El nu vrea să fie brand de țară. El vrea să mărturisească, să nu se uite, să fie vin, să fie vital. El nu vrea să se răzbune. Ați văzut vreunul pe coposul sau pe țuțe, să zic că la arme, tovarăși, nu știu ce, nici pomenea. El a spus de autentic, de zona aceasta. Suferă și pătimește și-ai să auzi iarba cum crește. Metanoia, ce ziceam eu de Tertulian, altă minte, sacrificium intellectus. Păi da, domnule, mi-am sacrificat inteligența asta, intelectul ăsta obișnuit, și sunt în altă minte. Și cu acea minte eu aud cu ochii, văd cu urechile, se schimbă fiziologia întreagă. De aia se zice, înainte văzător. Înainte se întâmplă lucruri. Dacă citiți o mică istorioară a Părintelui Iustin Pârvu, care depășește așa tomuri întregi de literatură, zice, și ne-au dus la canal să ne omoare.
era 30 ianuarie și erau și minus 35 de grade afară. Și aia cu automatele încărcate au zis, intrați în apă și luați stufă. Și toți ne-am întrebat, atunci lucrarea merge substanțial și a zis, mă omoară, ce faci? Și a venit părintele Răcătușu, care are mormântul undeva pe aici, sfânt, are moaște, și a spus așa, intrați că m-am rugat la Sfânta Treime și la Sfântul Cutare. Nu se întâmplă nimic. Și ne-am uitat toți unii la alții. Dom'le, spus în alt context, încă o dată, eu sunt un simplu șaman. Înțelegeți ce vreau să spun? Sunt Omida, dar mă cheamă Puric. Și vă povestesc că lucruri paranormal. În situația aceasta, dacă le luați din memorialistică și vă duceți, spune și la primii martiri, o să vedeți exact același lucru. Și că ne-am uitat, îngroziți de spaimă unii la alții, îmbrăcați în cămășuță și în izmene, să intrăm, cum se zic, pe gerul ăla cumplit, să se spargă gheața și să intre pe lângă stuf, în apă. Și că am intrat în apă, ne-am uitat la el și că deodată ne-a transmis așa o siguranță, Răcătuș. Și am intrat în apă și unii până la vreo, alții până la bărbie, că trebuie să smulg. Și am stat 3 ore. Și n-a murit nimeni. Și nimeni n-a răcit. Și când am ieșit afară, la 6 dimineața am intrat la 9, am ieșit afară, a început un soare care ne-a uscat pe toți. Și noi toți ne-am zis, Doamne, s-a făcut o minune. Nu pot să comentez mai mult în termen rațional, că nu permite mie mintea mea de puric, care a fost crescut pe aici, să-i judec eu pe ea. Eu vorbesc de o mărturisire. Ne aflăm în zona suferă și pătimește și îi s-auzi iarba cum crește. Acest vers, știți că țăranul român, când îl întreabă Ernst Berner, cum e cu timp? Zice, toate lucrurile sunt trecătoare. Timpul e timp, treci. Și ce durează? Numai ceea ce se face în voia lui Dumnezeu. Lucrurile din lumea asta se duc, că și lumea se duce. Durează numai alea, pentru că în lumea aia de acolo totul ține. Și atunci dacă e lumea de aici, este o lume a supraviețuirii și lumea de partea alta are alte valori. Fă tu în lumea asta lucruri din lumea alta și țin. Cam care ar fi? De exemplu, jertfa. Sacrificiu. Dragostea sunt din lumea alta. Ele nu sunt specifice comunității în care trăiești. Comunității în care trăim este specific administratorul, tovarșul președinte de stat, e din lumea alta. Țăranul intervine și zice, păi noi trăim în veac. Veacul este o prezență a eternității în timp. Nu anulează timpul. N-a zis el minunat, ce e viața? Viața e viață, dar e și multă nălucire în jur. Deci nu anulează timpul. Neanulând timpul, el se comportă. Dar el știe că moartea nu e o simplă dispariție biologică. Îi dă sens. Totul la țăranul român transcede. Dă sens. Și acum vorbim de ce spuneam eu domnului Sorin Lavic, ce a zis Noica. Când i-a zis lui Eugen Ionescu, lui Cioran și lui Mircea Eliade la Paris, nu rezistență, ci dăinuire. Rezistența este de tip politic. V-ați văzut pe mine pe la universitate cu sticle de benzină să dau? Nu. Nu mă interesează. Mă interesează dăinuirea. Și o să vedeți cum se dăinuie, că nici nu mai am unde să scriu. Ăla zice, suferi și pătimești și ai să auzi iarba cum crește. Vers mamă, pentru versul fundamental al ortodoxiei universale, nu credeam să învăț a muri vreodată. Mihai Eminescu. Cum trece dintr-unul într-altul, se transfigurează și poziționează. L-a întrebat pe un american de ce a trecut la ortodoxie. Am învățat să mor. Și merge mai departe și zic, părinte Atanasie. Eu l-am întrebat, atât de. Părinte Atanasie, ce sens? Am dat așa cu piciorul, zic, ce sunt astea? Lasă, Dan Puric, sunt cătușele mele mari. Le păstra. Pe zid avea o poză așa, xerocopiată. Zid. Biserica de soba de chirpici. Părinții mei. Adică m-au mântuit. Părintea ta mi-a zis, ce sens mai avea viața, domnule, când ți-ai văzut? Știți, când după ce o morare băga o țepușă în inimă, ca să toți au trecut cu o suliță prin inimă, să vadă dacă nu e mort. Când ți-ai văzut colegii de față ciupârțiți, omorâți, umiliți, tu bătut, ce sens avea viața părintea Tarasie? Să învățăm să murim, da. Suferă și pătimește și să auzi iarba cum crește. Nu credeam să învăț să muri vreodată. Să învățăm să murim. Ad mortem paratissimi. Ad mortem paratissimi. Appetitus mortis. Ia uite cum a trecut. Prin vec.
Asta înseamnă direcționare. Sigur că asupra părintele Atanasie, asupra părintele, s-au făcut ispite, momeri, domne, te ducem, te facem, te scoatem, te... Asta stai așa. Sigur că și asupra dumneavoastră se fac ispite, se fac momeri, se fac tot felul de... Și tu stai așa. Tu în ratarea ta sublimă, tu stai așa. Ei și-au ratat tinerețe, de-aia și-ai spus, noi n-am avut tinerețe. Gândiți-vă dumneavoastră că lucrul acesta este de o înaltă gratuitate și cu toate acestea ce acoperă omul, Dumnezeu descoperă. Nu vezi că le e frică de morți? Le e frică de oase? Că vorbesc cu oasele din pământ? Că țâșnește memoria? Despre asta este vorba. Și atunci ne întoarcem la arta populară, zice Simeon Hredinț, un lucru excepțional. Sfântă Trinitate s-a întâmplat atunci. Odată cu neamul românesc s-a făcut limba și credința. Toate trei dintr-o dată așa. Sunt concrescute, n-ai cum să le tai. De asta se ancrasează Comunitatea Europeană în administrație cu un alt humus, cu dumneavoastră. Dumneavoastră mai devreme sau mai târziu, lotul acela de oameni inteligenți și de curați, tot admort în paratisimii și credința creștină. Nu vezi manifestă. Poate eu par acum exagerat, exaltat, dar când o să vă bage la baioneta, acolo, nu o să mai speculați metafizic. O să vedeți ce iese. Unul o să iasă și godea oportunistă și vă duceți la parlament și la pipera să vă faceți vile și altul stă așa. Și zice, trage. V-a zis, țuțea, și dacă mă pune plutonul de execuție, am să zic, poporul român, excelsior. Deci n-a făcut nicio concesie. Țuțea era într-o garsonieră. Sfinții vii care sunt acum sub formă de pensionare. Pe Tudor Grecianu l-am văzut la televizor, mare pilot de aviație, un sfânt, era operatorul filma garsoniera aia nenorocită, cred că prin Ferentari, prin Ghencea, n-avea vilă. Unul dintre cei mai mari piloți de aviație și unul dintre cei mai mari eroi pe care am avut în al doilea război mondial. Stătea acolo înfigurat, sub o pătură, alb la față, senin, puternic, o vorbitor perfect de limba germană, eu am citit memoriile, engleză, franceză, pilot pe Messerschmitt, unul dintre cei mai tari a pilotat avioanele pe care nimeni n-a putut să le piloteze, l-au adus special, că l-au făcut și kamikaze. Că Hitler scosese la corecție cu 2000 de kilometri și l-a băgat pe românul ăsta. Vă dați seama că s-a băgat pe niște manete care nu le cunoștea? Tudor Grecianu zbura cu primele avioane când au venit americanii, știți? Au furat și rușii și americani. Și l-au băgat pe avion de reacție. Într-o garsonieră, camera mergea așa, firma și la un moment dat de sub pătură ieșea pijamaua lui și un act de agrafă care arăta că nu mai are o parte din picior. Piciorul și-l pierduse în timpul pușcării comuniste când a încercat să evadeze, l-a băgat cu apă, cu picioarele în apă 3 zile până a făcut cangrenă și iată piciorul. Și stătea așa. Și știu că a zis, Doamnă, de ce este om așa cum este când se moare foarte ușor? El era ca Maica Domnului. Spunea, dar în același timp ochii lui transmiteau altceva. Jertfă, o lume asumată. Și l-a întrebat. Domnul Tudor Grecianu, de ce vă ridicați, domnule de la sol, cu avionul de vânătoare când erați în raport 1-300? Veneau americanii, 3000 de bombardiere, 3000 de avioane de vânătoare și aveau și așa, pe 30. Cât mai rămăsesc. Dar toți erau extraordinari. Știți că când plecau, am citit, nu lăsau haina așa, sau ce aveau, pătura. Așa, o lăsau așa. Că zicea că dacă aranjează, nu se mai întorc. Erau superstițiile, cum sunt superstițiile marilor oameni care luptă cu moarte. Copilăriile lor, o puneau așa. Jucau table și striga, ci că i-a atacat Ploieștiul. Hai! Puneau. Și a spus atât. De ce vă ridicați de la sol când raportul era 1-300? Și n-a clintit. Să vă uitați la ăștia mare și nu clintesc, ăștia nu explică, nu dau multe explicații, nu dezbat. Ăsta era în starea aia a poporului român jertfit. Și a zis, uite așa, Doamnă, ca să se știe că nu este sac fără câini. Sigur că era o inutilitate. El singur și cu buzul cantacuzii nu mai dărâmau 15 avioane fiecare. De asta nu s-a scris. Și 30 au doborât.
de această potență extraordinară. Când a zis și eu, apropo de artă, bă, fraților, vă rog din suflet, lăsați-mă să fac un film. Nu mai faceți, bă, avorturi, gaura closetului și alte chestii care ne reprezintă în sănătate. Vă fac un film, bă, de un minut. Bă, ce părere aveți, bă, cretinul, că vă fac un film de un minut? Și scenariul este așa. Deasupra Craiovei se băteau aviații. Și țăranii stăteau, dom'le, ascunși prin șanțuri, prin cotețe. Și am luat un avion de vânătoare românesc, flăcări, se prăbușește. Și o țărancă, cu un curaj nebun, ia lumânări din casă, culege niște flori de pe câmp și fuge să pune lângă avion, în flăcări. Pentru că știa că și copilul ei este pilot de aviație și se putea întâmpla. Dar zice pilotul, ea nu știa că era propriul ei film. Și filmul se închide. Și atunci eu vă spun, băi, când pășiți aici, pășiți așa. Neamul meu devine biserică. Neamul meu devine, este, nu vedeți, tot acel ad mortem paratissimi. Pe toți, nemurirea aceasta care este binecuvântată de Sfântul Apostol Andrei, de Hristos, la noi, învățătura cristică, a planat. Știți, a fost terenul părzat de îngeri. A planat, nu a terat niciunul cap. Au niște ciobani care s-au lăsat pătrunși de o chestie care e aproape un precreștinism. Și atunci noi vorbim din film. Și în arta populară veți găsi asemenea dimensiuni. Dacă citiți, și asta la filozofie ar fi bine să o luați, Ovidiu Papadima, 1938, o viziune românească asupra ființei, om serios cu pușcărie, și vorbește acolo de geneză. A fost în Bucovina, a cules, numai că și el și Ernst Bernea, și Constantin Noica, și Dumitru Amzer este filozoful care doamna Dora Mezdre avea, cum ar bagă în circuitul cultural românesc. A băgat o carte, flăcăii noștri nu au scris, că nici nu știu eu cine Amzer. Unul dintre cei mai mari elevi al lui Naia Ionescu vorbește rost și rânduială. Era obsedat. Toată generația interberică vorbește de vreme, de timp. Noica vorbește de vreme, de timp, de rost, rânduială, au valori de dăinuire toți. De ce credeți dumneavoastră că tot tineretul care era ca dumneavoastră așa, s-a axat fundamental, a avut o pauză. Între 1918 și acum este o pauză. Dacă nu alergați repede să recuperați memoria și un anumit fel de a fi, suntem pierduți. Întâlnirea între mine și dumneavoastră este una de a lăsa un potențial. A lăsa un potențial care să ducă mai departe. Altfel, să facem punți de dăinuire. Altfel nu facem față. Și zice, domne, una dintre cele mai frumoase concepții ale poporului român despre geneză este o poveste bucovineană unde Dumnezeu e văzut așa, un țăran român, răzeș, obosit de muncă, pe o bucată de pământ și în rest ape, 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 ape. Dumnezeu trudit. Fiți atenți cum comentează. Dacă citiți comentariul lui Papadima, este unul dintre cele mai înalte. Nu vă mai spun învecinarea, să spuneți și că cu zmerenie am scos această carte atunci când există trilogia valorii a lui Blaga. Ce respect aveau unii față de alții. Și Dumnezeu trudit. Și am zis dracu și zice, băi frate, nu vrei să te ajut? Adică era în parteneriat. Cum au zis de parteneriat? Haideți. Iar Dumnezeu îi răspunde total nedemocratic. Îi zice, bine mâine frătate. Deci Dumnezeu, să fie clar, nu e democrat. În biserică nu se crezi democrație și nici în artă, nici în știință și nici în filozofie. Nu toți filozofii sunt egali. Hegel nu se trage de picior cu Hegel, și de la noi care a scris și el. Și o prostie, dar nu contează, ca să rezistați. E bun. Și iese dracul din pământ și zice, frate, zice, bine mâine frătate, tu te duci, îmi aduci pământ din fundul apei, că sunt obosit, dar când îl pui, mă trezești ca să-l blagoslovesc. Să-i dau blagoslovenie, pentru că nu se poate. Binecuvântare. Și dracul fuge, aleargă de mai multe ori, de câte ori iese la suprafață, îl vede pe Dumnezeu dormind și de ciudă și de invidie și de trufie nu trezește. Zice că lipește el singur. Și îi lipește și care, îi lipește și care. Și nebunicică de milioane de ori se duce și atunci dracul nebunit de ciudă, zice, dacă tu nu poți să lipezi, măcar să-l omor pe boșorogul ăsta. Și le ia în brațe, urcă pe pământul ăla și vrea să-l arunce. Și când vrea să-l arunce, crește pământul sub el. Și mai face un pas și încă un și alergă. Și zice, alerga spre nord, cu Dumnezeu dormind și pământul crește. Alergă spre sud,
cu Dumnezeu dormi și pământul creștea. Alergă spre est, alergă spre vest și zice că și dracul nu știa că a făcut semnul crucii. Iuria, domn! Și zice povestea la sfârșit, până și Dumnezeu în lucrarea lui avea nevoie de semnul crucii. Fiți atenți ce sinapse, ce analogie, total creștin. Dar un creștin de o sănătate fantastică. Când v-am spus că există între cunoaștere, zonă cunoscută, necunoscută și incognoscibilă, există la un dat la țăranul român un prag. Pragul către incognoscibil poți să-l treci, zice țăranul român, dar cu sancțiune. Adică nu necunoscut, Dumnezeu îți dă voie să cauți, să cercetezi, dar nu să-l anchetezi pe el și lucrarea lui. Și că pragul spre incognoscibil, dacă e refăcut, e cu sancțiune. Nu-i păcat împotriva lui Dumnezeu, este păcat împotriva ordinii firești. Și atunci înseamnă că țăranul român are o încredere absolută în rânduiala dinainte stabilită. Și vine chirurgul, știți că Papa Manoa acum i-a felicitat pe toți cu epiderma făcută din artificială, tot e pe bază de drojdie de bere la bază. Celula. Da, drojdia de bere este invenția care s-a făcut aici în România, vă spun eu, în 1976. A făcut-o vara mea, care era la biologie cu profesorul Petrescu. Reproducerea in vitro întreagă a celulei prin drojdie de bere. A vrut să distrugă larvele de țânțari și într-o ibrubetă a băgat drojdie de bere și acolo avea o ciupercă, miscelania, nu mai știu cum. Și a doua zi, prin drojdia de bere, s-a reprodus toată celula. Nu nucleul sau citoplasma, de primul Nobel. Și vine mea să n-a băgat-o în seama, sub Ceaușescu. Eu l-am scris la reșer, s-au tăcut, că nu trebuie să vin din partea română. Din 76. Și prin 93, când i-am arătat eu, i-am zis, da, dar noi de 20 de ani am descoperit-o, dacă n-am avut cine să ne arate. Deci pielea care se face, sângele încă mai se vectorizează prin alți vectori. Bun! Și face transplant de inimă. Unui puști de, unui fetițe de 5 ani. Transplant de inimă, că se face o invenție, o descoperire. Numai că fetița după un an de zile a început să-și viseze niște bunici, pe care i-a și numit. Și s-au dus, erau acolo, erau bunicii moarte. Sunt lucruri să ne cunoscute. Dacă stați de vorbă cu un doctor deștept, care are perspectiva ansamblului și a unui soi de imponderabil, o să vă spună lucrurile astea. E un prag trecut. Este un prag cu o sancțiune. Dacă vă uitați la Pasteur, nu există asemenea feedback-uri. Cea descoperit rămâne bun descoperit. Dar Pasteur i-a murit 2 copii sau 3. Și nu l-a blestemat pe Dumnezeu. S-a pornit în cercetare extra, iubindu-L pe Dumnezeu. Fleming a zis, când a descoperit penicilina, zice că, bă, mulți au mirosit mucegaiul ăla, dar mie mi s-a dat să văd. Știți că și Newton a zis. Dumnezeu mi-a dat să văd, că multe mere au căzut în jurul ăla. Mai credeau și acum, dacă era așa ceva. Cunoașterea, arta populară, ține în ea asemenea valori fundamentale. Unul dintre valorile fundamentale pe care le vedem al unui creștinism, deci nu există nimic antagonic. Nu se dezbracă nimeni în pielea goală, ci există o sudură a ortodoxiei, a creștinismului prin artă nemaipomenită. Sublim. Că toți suntem la filozofie. Există o definiție a sublimului la Immanuel Kant, cu inteligența lui, cu geniul și cu sensibilitatea lui extraordinară. Zice, domnule, și cu felul lui al categoriilor cum funcționa, sublimul geometric și, zice el, sublimul, mi scapă acum din creieraș, îl găsesc imediat, natural, cred, nu, sublimul geometric. Sublimul geometric, zice el, este omul în fața cerului. Și când vede imensitatea aia, zice Kant, orice joc al minții și al imaginației se stopează. Și omul se simte mic. Dar are o neliniște plăcută care îl cuprinde, pentru că în fața infinitului se mângâie cu gândul că ființa lui intelectuală măcar și-a propus să cuprindă ceea ce nu poate să cuprindă. Un fel de revers al intelectului, măcar că am gândit că pot să cuprind chestia asta. Și mai are o a doua dimensiune, se numește sublimul dinamic, a doua dimensiune, care zice nu mai e vorba de copleșirea prin spațiu a omului, umilința prin spațiu, acest om mic în fața unui spațiu mare. Zice, în sublimul dinamic este o forță care te umilește. Deci nu furtun. Ești în mijlocul unui furtun și ești umilit încă o dată, zice Kant. Îți vezi micimea ta și singurul cu care te mai poate redresa
este dimensiunea morală a omului care nu poate fi distrusă de nicio furie. Și atunci vedem, în această gândire categorială a lui Kant, omul cu natura. Omul vis-a-vis de stihile naturii. Știți că Carl Schmitt a zis bine despre morala lui Kant. Dumnezeu e un parazit la morala lui Kant. Deja începuse morala să devină autonom. Dumnezeu devine un concept, un act de cunoaștere, n-are nicio legătură cu zona. Și am descoperit eu sublimul la român. În creația populară. În creația populară nu o să vedeți niciodată în acest raport în care românul se sperie de stihii. Frate cu codru, el își asumă. Nu are nicio sperietură de jos. Poate să fie furtunul pește. El are alt raport, pentru că știe că deasupra e Dumnezeu. Dincolo se întorceau la păgânism, e un fel de nou păgânism, care mirările sunt fundamentale, este absorbit. La român nu o să găsiți asta. În actul, păcatul cel mai mare este deznădejdea. Deznădejdea când îți moare copilul, Doamne ferește, moare mama, moare un iubit, iubita, și întrebi, Doamne, unde ești? Eu la Revoluție, Loviluție, m-am dus să-mi scot fratele care era împușcat prin picioare și cu targa fugeam așa pe la municipal și trăgea aia de sus cu lunetă, trăgeau cu o amortizoare și asfaltul făcea așa. Și m-a lăsat aia simplă, s-a fugit asistenta și fugeam printre cartușe, dar era ceva, nu mi-era frică, doar mă feream. Okay. Ați înțeles? Mă feream că știam că ceva... Și înăuntru, mă rog, după ce l-am pus acolo, erau aici fracturi, nenorociri, nu mai știu ce, am văzut o fată care aștepta răspunsul de la iubitul ei. Știți că au tras și cu cartușe din alea care făceau așa, cu vidia. N-aveau plumb, știi? Eu am zis și lovește în colțul camerei, până te găsește, sau dacă la plezneală. Facea... Erau cartușe speciale băgate de băieți, că trebuia... Măcar 1600 să fie victimele, că altfel era lovitor de stat. Da, serios, deci asta trebuia. Și, dar dumneavoastră puneți pe șmecherea criminalia care au pus gândirea aia matematică, politică, strategică și eu văd puiul ăla de fată care își aștepta iubitul și a venit asistenta și a zis atât. Și a căzut în genunchi plângând. Deci murise. Ala, secunda aia, fracțiunea aia, te face să faci așa. Și atunci românul, în momentele acestea, o să vedeți un lucru uriaș. Zice, Doamne, Doamne, mult spun Doamne, Dumnezeu pare că doarme cu capul pe mănăstire și de nimeni n-are știre. În momentele maxime de deznădejde, Dumnezeu tot există. Dar pare că doarme. Cum? Cu capul pe mănăstire. Și când v-am spus în povestea bucovineană, că Dumnezeu lucrează dormind, ca și acum, Dumnezeu, nu se întâmplă, Dumnezeu, o dreptate, ceva. Pare că doarme. Justiția divină apare cum vrea ea. Răspunsul care să se întâmple este ca tu, creștinul, să fii, cum zice duhovnicul, în trezvie. O zice expresie. Trezvie. N-a zis treaz și nici viu. Este trezviu. Adică și treaz și viu, că poți să fii treaz și mort, cum sunt ăștia pe stradă sau în parlament. Sau poți să fii treaz, să fii dormind și viu. În metrou dimineață, când toată lumea zicea la serviciu. Și eu mă duc la teatru. Știți? Sunt viu dormind. Ce faci să-ți mă pui? Păi, ca o piesă de teatru, domnul director, ai etajul 4. Da. Și tot se mișcă așa, din când în când îi mai ia moartea. Dar ei nu observă că vine moartea. Și a mai murit unul. Asta este. Și merg ca cărăbușii, ați văzut? Firmați de sus așa cărăbuși. Trezviu. A fi și treaz, a fi și viu. Prânz de acel voinic, când apără merele de aur, el nu poate cu firea lui. Noi nu putem, noi, că suntem slabi, suntem supuși perisabilității, vulnerabilității. Și atunci își pune țepușele alea, că știi că somnul e mai tare. Țepușa aia, ca să nu doarmă poporul român, se numește memorie. Se numește, în primul rând, credință. Îți o pui, că nu n-ai cum altfel. N-ai cum, de ce să ești ascheios? Asceză. Te silești să... N-ai cum, pentru că altfel ai psihologia porcului și încă porcul
Acum are parte de anestezie, numai noi de vivisecție. Da, puțin. Ei se ocupă cu anestezia la porci, cu vivisecția la român. Trezvia. A fi în permanență. Și versul popular este așa. În pădure, într-un pom, toate păsările dorm. Numai un an n-are somn, cată să se facă om. Este un lucru, vedeți, atunci vă zic, perle de consistență creștină. Dracul n-are dimensiuni luciferice, domn. Nu-i Mefistofelos, e mic, domn. Zice părintele străinilor, zice, aghiuț. E pe aici, bă, dă-te, bă. Băi, bași, băi, pleacă. Dar până-i bași, băi, ți-am zis să pleci, băi, suha, e, dar e tot timp. E mic, dar zilnic și tot timp. V-ați înțeles? El nu e din nou, Nu! E atât de inteligent, creștinul român îl vede că este în doze homeopate. Ignatie Branceninov a zis, bă, dracul s-a prins că la păcate mari omul se sacrifică. Și atunci face păcatul mic, zic eu păcatul soft în zile de astăzi, invizibil. Domnul Puric, aș vrea să ne destăiniți femeile din viața dumneavoastră. Știți că ați iubit și zic, da, am iubit-vă cum propriu. Chiar nu vreți? Sunteți părinte? Fără, țin și eu. Poate am iubit-o. Vreți să... Știți că se distruge? Curbe? Dispare. Dispare taina. Dispare tot. Te mărginește, face mic. Mai mic decât un puric, ca să zic așa, expresie. Atenția e păcatul soft. Care apare. Vreți să veniți, faceți cu trupa prin spate, sunt niște top modele care... Și vreau să-ți faceți niște pantonine, ceva... Vedeți după cum se mișcă. La telefon. Suntem de la firma Roger Fansmeyer și am vrut să ne apreză. Sunteți vie, domnișoare? Alo. Sunteți vie? Poftim? Am zis la firma Întrebanță de Întrebanță că mi-a zis să irbiraș. Ce vreți, domnișoare? Ele sunt zilnice. Sunt în contingent. Vă ating și mâine după ce, sau de seara când vă duceți și îți dați telefon, drumul la oligofreni, la televizor, să-i vedeți. Analiști politici, analiști anali politici. Securiști care îți dau cum să te dezvolți în România. Atot știutori și o strica Tertulian, nu pe tine suflete școlit, ci pe tine suflete care singur te ai neștiutor de neștiința ta în nevoie. Ce dreptate ai la bătrân. Și te duci în arta laică. Și nu ne întinde foarte tare, te duci la Eminescu. În versuri care sunt de creștinism implicit. Nu vrea, domnule, Eminescu nu a scris, a zis să arăt eu ortodoxia acum. Din contră, s-a dus spre Nietzsche, s-a dus spre Buddha, s-a dus, a făcut, a aspirat până la 33 de ani, cum nici Goethe nu putea să aspire. Cu o minte uriașă. De asta a spus Constantin Noi ca omul de plin al culturii românești. Datorită capacității de a aspira și a de vectoriza către un alt sens, nu ca spălătoare serastea din revistele noastre intelectuale care zice, noi ca a zis, e da, dar ce era encicloped, nu știa ungara, de exemplu, sau poloneza. Știi? Este țoapa care a făcut filologie sau cretinoidul care a făcut și ceva și el se duce lângă un monstru din ăsta mare și vrea să-l scalpeze. Acolo se ieși o bucățică. Ce-i cu haine? Am luat-o de la Eminescu bucățică de haine. Al percepe, al respira. Și Eminescu, la o vârstă relativ tânără, respiră creștinismul în mod firesc. El nefiind, repet, explicit, din contră. El fiind un tânăr ca voi care respira, dumneavoastră. Păi era îndrăgostit de budism. Dar talpa aia a lui Taxu și a lui Maică-sa și a tot neamului românesc e mai puternică decât ce încerca el să găsească. Și în versurile alea care găsiți dumneavoastră în scrisoarea a treia atât de hulită, care de fapt este ca patetica sau eroica lui Beethoven pentru neamul are caracter simfonic. Și la un semn deschise calea și se apropie de corp un bătrân atât de simplu după vorbă, după corp. Așa se apropie unul cu hlamide, cu... Băi, un bătrân atât de simplu. Acolo este creștinism absolut. Este zmerenia voivodată. Iar bătrânul cel privești nu e om de rând, este domnul țării românești. Eu nu ți-aș dori vreodată să ajungi să ne cunoști. Cum o întoarce? Mai târziu Neagoie Basarab zice, dacă vine dușmanul, dă-i din pământ. Caută să te împași cu el. Dacă vine să-ți ia tot, familia, credința, atunci sare sabia singură.
și la el sare de-a-ntregul. Fiara istorică, bestia, sufanul lui Baiezid, acum sunt alte bestiore, vezi la summit, au față de responsabil. Ce mai luăm? Deci tot fiare istorice sunt. Ăla așa știa. Cu talapa. Să pună. Și a văzut că asta nu se crate. Și zice, tot ce stă în umbra crucii, cavaleri și rest se adună să dea piept cu uraganul ridicat de semilună. Și de-a încruntă a vitejit de-o teapele din tuleac și purta de virință să mă împiezi în moșneac. Deci tot ce stă în umbra crucii, fiara istorică îi spune, băi, eu am mai călcat în picioare din ăștia cu crucea. Dar el săracul nu știa că ăla se întâlnise cu cruciații. Acum asta s-a întâlnit cu crucificatul. Tot ce mișcă în țara asta, rău, damă, e grecărmanie. Iară ție dușman ție stă. Dușmanit le fi de toate, fără a de chiar de rest. Aliați, taină, imponderabilă, intraductibilă, apare, țâșnește. Și vezi, orice român simte cum se cumulează forțe tainice. El s-a întâlnit cu crucificatul și care îi spune în termenii cei mai uluitori creștini. De-o fi una, de-o fi alta, ce e scris și pentru noi, bucuroși, nu duce toate, de-i pace, de-i război. Deci nu poți să duci, el nu și-a exprimat indiferența. Era nu era în ataraxia grecească sau în ceacra nouă al lui Bivolaru, în spirală. Nu făcea spirală. Ăla i-a zis așa, bucuroși, ne-o duce toate de-i pace și război. Și eu vin la dumneavoastră și vă spun, dacă există pace în numele Dumnezeu, cu multă bucurie îl duci. Dar dacă există război în numele Dumnezeu, cu multă bucurie îl duci. Și să nu duceți pace în numele dracului, pentru că nu va fi pace niciodată. Și vezi, în câteva versuri dăm, în fracțiuni de secunde, cum esența creștină fundamentală se manifestă. Voivodul absolut. Zmerenia voivodală. Un bătrân atât de simplu după vorbă. Nu o să găsiți niciodată în prezența asta decât cu hlamide, cu nestemate. A venit așa. Se apropie de corp. Îl și vezi. Această percepție a trecutului, această reprezentare, o să o vedeți dumneavoastră la alt geniu român, oltean excepțional, prin Puși. Când mă duc la sala Palatului să țin această dizertație la publicul din România, care, sigur, dumneavoastră sunteți studenți la filosofie, sunteți acolo, erau cam așa, cel apucat pe Puri. Și vine unul la mine să-mi spună, domnul Puri, ca să primi mail-ul ăla, domnul Urut al lui Brâncuș, care v-a scris, domne, domnule, a zis că este nemaipomenit, genial, vrea să vă spune, comuniștii au zis, coloana infinitului, nu, se numește coloana sacrificiului fără de sfârșit a neamului românesc. Pentru că eu am zis așa, unde mai citeam? Am zis așa, alea, de la coloana fără de sfârșit al sacrificiului, care sunt așa, dar dacă tu ești atent și faci așa, și faci în perspectivă așa, ai să vezi coșciuc, este coșciuc. Și un coșciuc liber, deschis, jertfă continuă. Și a zis, aveți dreptate, domne, e ruda lui, e nepot, este, aveți coșciuc peste coșciuc peste coșciuc. Când am uitat de la Bruxelles, m-a filmat pentru o chestie, numește Europalia. Fiecare artist sau personalitate din statele europene și-a spus concepția. Și dintr-o greșeală m-au luat pe mine, în România. Mă rog, eu de nefiind integrat, de unică folosință, m-au folosit. Nu erau genial. Operatorul era drogat, erau din cannabis. Și că this is your room. Hi, nice! Wood! A văzut lemn, a căzut în genunchi. This is wood! Fred, this is wood! Never sell before my life. Only plastic in Holland, nu știu. Și a venit și așa zis un regizor care a stat pe scaun apocalipsic, a zis, you speak English or French? Și a zis, nu, am vorbit în engleză, zic, tot ce vorbesc, vorbesc în românești. Mi-a zis, you have 1 minute and 30 seconds. Și am vorbit de asta, în care a zis, ăsta este pașaportul cu care intră România în Comunitatea Europeană, ca să ne știți. Așa? Mi-a zis, n-am înțeles nimic, dar sunt convins că ai dreptate. E un alt nivel de comunicare. Bun. Și zice, nu-i mă masa tăcerii. Masa aia sunt cei 12 apostoli cu Hristos.
aia. Și aici sunt scaunele. Scaunele, distanța între scaun și masă, e ca tu să nu poți să mănânci, stai. Iar poarta sărutului nu e a sărutului, este poarta înfrățirii între neamuri, că acolo erau gorjeni, mehedințeni, olteni. A vrut să facă sărutul dragostea ca unire. Dom'le, cum gândea olteanul ăsta, cu fior românezule. Când s-a dus la ministrul culturii, era un handicap așa pe vremea lui, înainte să plece la Paris, era tânăr și l-a chemat să facă centru, nu știu dacă v-am mai spus. Unde este acum Lazar, Gheorghe Lazar, Simeon Mehedin și Mihai Viteazul. Și m-a întrebat o țigancă într-o zi cu buchet de flori, că ce caută ăsta sus aici? Și zic, n-a obligat să învăță, vă lasă la Dumnezeu. Deci ea vrea să știe ce caută la păstate. Și la Simeon Mehedin, nu, la Spiro Haret, pardon, Spiro Haret, a venit domnule Brâncuș la 20 ceva de ani cu un proiect excepțional. A făcut o fântână, domn. Pentru că a zis, ăsta a fost un izvor de cunoștință. Ăla n-a înțeles, cum faci, bă, fântă? Deci, el venise cu un concept arhitectonic, sculptural, de anul 3500, era cel mai frumos centru european, dacă lăsa pe Oltean. Ăla a zis, nu, eu vreau statuile. Ăla Lazar, că faci, că toți porumbei găinați pe el. Și asta, Mihai Viteazul, este Ioana Darc, eu pot spune, a luat-o din Franța. Cu mustăți, cu toate, are pieptul mic, să vă uitați acolo. Deci, am avut și atunci cretinii noștri care au... Nu merge, sigur, că ele acum sunt încărcate de istorie, au altă valoare ca și Casa Poporului. Ne uităm, deci, arta explicată, ortodoxia implicită, sigur că găsești la Vasile Voiculescu explicit, în sensul că sunt versuri religioase de o frumusețe uriașă. Dar nu găsiți atât de des. Românul nu era predispus ca în arta lui să-și arate credința. Și se manifesta prin artă. Există o carte pe care nu o citește nimeni, a lui Lascarov Moldovanu, jurnalist din perioada interbelică, excepțional. Se numește așa, am găsit-o printr-o mănăstire, sigur că nu o să o găsiți faci prin tarabă, că nu e viața lui Bill Clinton sau codul lui Da Vinci, ca să citească milioane de oligofreni, așa ceva. Lascarov Moldovanu, corespondențe din război. Dumnezeu, genial tipul. S-a apucat să ia corespondență, două, trei rânduri. Tată, copil, unchi, nepot, copil, mamă. Deci, tată, sunt pe front și cu Dumnezeu în inimă și cu neamul lupt împotriva fiarei bolșevice. Mă rog lui Dumnezeu să vă găsesc sănătoși. Mama către copil. Dragul mami, noi ne rugăm cu toți aici la Dumnezeu să vii acasă, că ne-e tare dor de tine. Tot timpul, la două, trei cuvinte, găsești cuvântul Dumnezeu, dragoste, neam. Ăla este humusul organic al creștinismului neexplicit și manifestat. Pe acest humus a crescut o întreagă literatură de o discreție și de o taină extraordinară sau artă care nu se manifestă să-și contureze chestii creștine, nici pe mine. Românul are în dragoste și în credință multă discreție și multă tandrețe și multă armonie. N-are nevoie de autoflagelări, de... Nu e gen. El știe că lucrurile trebuie să crească normal. De asta Simeon Mehedin a zis mângâierea creștină a poporului român câte vor de atât obiceiuri, să-l înțeleagă și pe musulman, să-l înțeleagă și pe evreu, să-l înțeleagă și pe ungur, să-l înțeleagă pe toți. În Dobrogea sunt 16 etnii. Nu stă nimeni cu plăcuță pe piept și cu cuțitul la spate. Este model european de coexistență. N-au cum să-l ia, pentru că sunt alții. Deci, așa, ojeniții, nu te pot eu face bine pe tine de boala ta cu sănătatea mea. Sunt alții. N-ați văzut că nu contează ce gândești, ci firea. Firea, domne, firea sunt dacă ceasul să ia dumneavoastră sau ce mi-a pus băiatul ăsta împlin și de la sfârșit nu-l ia și bagă în buzunar, nu sunt tot. Deci, ăla are un alt ax valoric. Firea. Și atunci te gândești neamul ăsta, într-o învecinare cu amâriți din ăștia, cu sluțiți din ăștia, cum și-a scos el valorile fundamentale. Și ne întoarcem către final, că v-am pus creierul păliță. După 1989 veți vedea această artă de tip mimetic, complexată cultural, alergând după modele mai mult sau mai puțin strani. O luăm înapoi de la Dacia literară lui Cogonișanu. Zicea la, nu vezi că totul e în regim de urgență. Sau Ion Eliade Rădescu, scrieți, fraților, dar nu mai scrieți. În care încearcă să se facă o dramaturgie românească. Dar dramaturgia românească nu corespunde tânărului de astăzi
în fundamentele lui, ci tânărului de suprafață. Dramaturgia de astăzi este foarte marcată de dramaturgia tânără americană sau britanică. Ei nu răspunde la problemele, n-are nimeni curajul să mărturisească o problemă a unui român. Și se uite cam cum se scrie dincolo și face așa. Vedeți, de exemplu, muzica în muzică. Părerea mea de rău care a fost, sigur, sunt copii talentați, fac rap, nu mai știu ce cântă pe acolo, break dance, dau peste cap. În lucrul acesta mimetic există influențe între arte, categoric, și tot folclorul acesta afroamerican, care este un folclor puternic, este o cultură a lor și care este de multă suferință. Eu am avut odată o chestie cu o negresă, i-am bătut step și mi-a zis Helen Stewart, m-a zis Andrei Șervan, și mi-a zis, this is not tap dance, this is white dance. Este, pentru că la ei step-ul a ieșit din loviturile alea care le dădeau pe tobe când îi fugăreau cu câinii pe plantații. Mi-a zis cazul Obama de resentiment puternic că toți de culoare au ieșit. Și când a zis la televizor pentru mine că rămâne târziu. Noi nu avem victorii multiculturale. Noi n-am făcut așa ceva niciodată. La ei este normal să se bucure. Au o presiune înainte, mai știu ce. Dar mai zis negresă. This is o lumea lor. Lumea aceasta pe MTV dusă stâlcește. Eu am crezut că tânărul se apleacă spre fondul uriaș folcloric ca să tragă. N-a putut. A fost răbit prea repede, fiind din cult și neavând mentori, a fugit mimetic. La irlandești, la Michael Freddy, sunt 18 variațiuni. În folclorul românesc sunt 800. Mm-hmm. Cel mai bogat din lume. La ruși 600, foarte bogat. Exact. E o indolență îngrozită. Știu că băiatul ăla deștept le-a adunat, e un dans superb, extraordinar. Nu se poate compara. Și atunci îi vezi cum fug. Fac toți breakdance. Eu îl fac ca un comentariu și spune ce Francis Bacon. Este lupul care conține oaia. Nu ei mă conțin pe mine, eu îi conțin pe ei. Eu am luat step-ul și fac eu teatru cu el. Nu rămân la nivel de dans. Îl teatralizez, îi dau dimensiuni noi, cum făcea Brâncuș. Ăla sculpta o găină, îl ascultați bun. Ceea ce nici măcar nu s-au gândit vreodată. Nu s-au gândit. E un alt concept de teatru. Dar mă rog, nu vorbesc de cazul meu patologic, ci vorbesc de ce se întâmplă în jur. Și atunci vezi o artă care aleargă către un sine verite neimportant. Poți face un sine verite ca Fellini, care din mizerie Italia a făcut o capodoperă. La capodoperă lui consta în sufletele care ieșeau, în lumea care era. Nu vă mai spun de piesele de teatru care sunt cu porcării din alea care se scriu pe WC-uri, în numele libertății, în numele diversității, Mitocanu conduce totul. Calitatea dispare. Și atunci dumneavoastră, nemai având repere culturale și trăind în plin libertinaj, nu libertate, voi este haotic. Atunci valoarea supraviețuiește, își trage și niște drepturi de ciubuc pe acolo, pentru că alternativa e mare. E cu chiloții, fără chiloții, cum vrei dumneavoastră. În numele libertății. Ce presupune libertate? Goethe zicea, libertatea ce cucerești în fiecare zi ca să fii liber. Sunt ani întregi, mai ales în artă. Ani de muncă. Brâncuș seara și-a dat seama că era atelierul prin cu sânge, să trease în palmă. Dar n-a observat. Uitați-vă la Michelangelo ca să-și câștige libertatea la 80 de ani. El la 80 ceva de ani a semnat. Până atunci nu s-a considerat liber să semneze. Și finalul pe care am să vi-l spun este această artă cutremurătoare a bătrânilor care au scris mărturii. Mărturile nu au valoare estetică. Mărturile sunt ca poveștile din pateric care se sustrag estetice. Intră în altă categorie. Intră într-o imponderabilă. Dacă citiți Ion Gavrilo Goranu, brazii se frâng, dar nu se îndoaie, nu puteți zice că e român. Dinu Pilat, când s-a întors din închisoare, a zis, amintiri din casa morților al Dostoievski este un nimic. Ca să citești din cărțile de Ioan Ianolide, Ion Ioanide, Traian Bordeianu, Iustin Pârvu, Arsenie Papacioc, Aspazia Oțel Petrescu, tot ce mai vreți dumneavoastră în memorialistică, o să vă întâlniți cu alte dimensiuni. Aceste dimensiuni sunt de artă creștină mărturisitoare. O nouă artă pe care ăștia nu bagă în seamă. Este perspectiva inversă, aia unde calul sunt eu.
Coloanele sunt de la Casa Poporului. Aici, în spate, este arta mărturisitoare. Nu bagă nimeni în seamă. Da, este biciuirea lui Iisus. Unul era care își duce laptele așa și scrie Bucescu din zmeu. Pentru neam, pentru cruce și neam. Cotul Domnului. I-am dat lui filmul să o citească. Citește, mă. Chinuit? Două luni am. Întâi sunt jocuri pe computer. Bă, mai citi în cartea și doar l-a prins. Știi că te prinde. Răznuie. Cum e? Băi, ia caută-vă pe internet cotul Domnului. Divizii, rușii atâta, românii, pac, câte, câți morți. Perfect. Păi, ia caută frica de moarte. Poți eu? Caută în frica de moarte, coeficientul, statistica. Am venit să vă scot din statistici, dragă Sandra. Păi că cum să vezi, nu e. Atunci, caută voi când se rugau în tranșiu, când i-a zburat capul ăla și mâna și erau cinci în tranșiu și se rugau Dumnezeu să ajungă acasă. Caută-mi, bă, credința. Caută-mi curajul absolut. Tudor Grecian, în conjurare cu Sandra. Veneau rușii, sovietice de fapt, și a surprins că mergeau noaptea. Și erau tancurile vopsite în alb și aveau vreo 50 de avioane la sol. Și au zis, ce facem, că suntem conjurați? Și tancurile vreau păduri întregi. Și că scoate în tunuri și are mitraie, trăgeau așa de pe avion, ce să le făcea praf? Și unul a zis, zburăm. Păi nu putem, că suntem dubli. Nu-i nimic, scoatem scaunele, deci asta era de fracțiune de secundă. Scoatem scaunele și ne ținem în brațe unii pe alții. Și că unul trebuie să stea să tragă. Și imaginea este al doilea film pe care aș putea să-l fac. Cum în fracțiune de secundă au demontat scaunele, s-au așezat așa, cealaltă în brațe și au decorat. Și că când ne-am uitat jos, capitanul nostru în cămașă a legat și trebuie cu încă unul, se lipea cămașa de ei, patru inși au rămas. Ca să împiedice înaintarea. Băi, ia-ți România internă. Și că când am ajuns, nu știu, prin Chișinău, nu știu pe unde, de coada avionului era prins unul, înghețase. De spaimă, spaimă morții. Zic, caută-mi, bă, pe internet. Uite, bă, de ce ți-am dat eu cartea. Acum, eu o să mor. Cine știe, pe la 35-40 de ani, să se aduce aminte de ceva. Sigur că sunt dator să-i spun. Îi zic eu mai în termen de genul ăsta, așa, iubindu-l, categoric. Dar n-am cum să-l trezesc, tăticul, să-ți dă o alternativă. Tăticul spunea, trebuie la descoperi. La descoperi o să vezi că Sfântul Apostol Pavel a avut o pareză. O pareză a creierului și a văzut niște sinapse neuronale și a văzut niște chestii. Dar de-aia am cântat eu la televizor ca Margareta Păzlaru. Nu știu dacă m-ați prins. Mi-a zis, savanții au stat și au cercetat și nume diferite fenomenelor au dat. Dar fiindcă în laborator n-au studiat fenomenul amor, nu-i totul clar, nu-i de ajuns, sunt întrebări fără răspuns. Zic, oi, mai deșteaptă asta decât toți. Domnul acum. Eu am vorbit, m-am dat deștept. Avem cam 50 de minute. Întrebări-răspunsuri, că trebuie să fug, mă cheamă țara. Asta trebuie să vă spun. M-am întâlnit la Câmpina, într-o bisericuță mică, cu un om ca o lumânare. Pensionar, de o frumusețe, slăbuț așa. Și că, domnul Puric, vreau să vă mânez o carte. Câmpinenii și pușcările lor. Îmbrăcat simplu, dar avea o verticalitate, așa, o deplasare în spațiu extraordinară. Și zic, vă mulțumesc din suflet. Eu am fost aviator. Două detenții, fiecare de 7 ani. Și zic, de ce v-au aviator, a fost pe front, nu știu ce. De ce v-au arestat? Domnule, și s-a îndreptat așa și mi-a spus, înaltă trădare națională. Adică el, care a apărat în aer tot, jigodiile astea, care știa cum a zis de jigodine în ăștia. Ăștia ne fac ordine, îmi zice Don Quixote, aici e invers. Întrebați-mă, ca obiect scurt și eu voi face pomul care sunt deștept. E o petiție. Nu? Atunci haideți că domnul Sorin Avrin mai zis că e deja puțin...
La ora 9 se va închide facultatea. Atunci un sfert de oră. Facem jumătate. Tare, spune-mi. De creat doar zeul creează, iar omul imită. Eu când citesc cuvântul creație, literară, muzicală, filozofică, leșind de râs. Omul nu face altceva decât să reflecte în litere, în muzică sau în filozofie, petece de transcendență. Da. Cum se face asta din perspectiva unui actor la Teatrul Național care știe ce se joacă la... Lasă-mi să-mi aleg singur perspectiva. Ia rând aici. Când se întâlnește Socrate cu Ion, actorul, și zice, băi, tu ce simți acolo? Zici că eu îl simt pe Zeus cum vorbește prin mine. Deci tu ești vector de transmisie. Și atunci este actorul, cum să zic, artistul, aici este divinitatea și se transmite prin el către public. Este un vector de transmisie. Lucrul acesta, mai încolo, este înlocuit cu arta mimetică în care tu vezi natura și imiți, mimezisul. Mai târziu o să vedeți arta creștină unde este Sfântul Duh care intră în tine și este transcendență. Dar în Sfântul Duh, omul este partenerul lui Dumnezeu în creație. De-aia se numește raport teandric. El are o autonomie, dar nu de capul. Și îți dau să creezi, dar cu ajutorul meu. Dinpreună să facem, nu știu de ziua 8-a, că lumea încă nu-i terminat. Dumnezeu ajută lucrarea. Și atunci, de-aia spun că Dumnezeu îți dă. Dar asta numai în concepția, sau cum zic, în ideea creștină, pentru că alții, am mai spus, sunt autonomi, sunt abstracți, sunt în altă zonă. E raport teandric. Tu ești partenerul Dumnezeu. Altceva. Atunci plecăm. Mai sunt 10 minute. Da. Eu vreau să spun de cum vorbeați de greșelile Occidentului și de... N-am vorbit numai de greșeli. Nu, evident, dar tot ce se vede și acolo de Stephen Hawking și mă gândeam că dacă nu e oarecum lipsit de smerenie să... Nu suferă de orgolii? Eu cât de smerit să fiu? Am să vă vorbesc acum și cu asta termin. Ca să-și faceți distinția că prea se utilizează cuvântul ăsta de smerenie. Smerenie nu înseamnă să fie legumă. Deci, smerenia este soră bună cu demnitatea creștină. Când m-am dus în chirie la Iustin Pârvu, au singurul din Ortodoxia Română care mi-a spus este inflație de smerenie, trebuie palmă sfântă. Și mă duc la celălalt voivod al Ortodoxiei Românești, la Arsenie Papacioc, pe o punte. Ăștia țin podul. Eu era mic, de 1,20 m, sunt acolo cu ochii lui albaștri, nebunitori, vorbind, erau vreo 4 femei care se măritase de 5 ori și mai vreau de încă 6 ori. Îmi trebuie cum e, parcă era ca ursul înconjurat de albine. Și ele vorbea de smerenia. Smerenia este cale spre Dumnezeu. Dumnezeu și la un moment dat deschide ușa doi derbedei. Nici nu a bătut la ușă, nici nu a hagi capa și zice, bre, dă-ne bre niște bani pentru bere, că venim pe Victorita, că mă acolo. Domnișoară, că spuneți de smerenia, în lipsa de smerenia lui Dan Puric, să vă vorbesc eu de lipsa de smerenia lui Arsenie Papacioc. O secundă. Și ăsta am văzut că se uită așa și dintr-o dată ați văzut câine ciobănesc care simte că vine ursul la stână? Simțea că mirosea chiria jigodii, făcea așa. Domnule, s-au dilatat nările, domnule. M-ați înțeles? Și a zis atât, așa, ușor am văzut că se îndreaptă, zice, bă, ți-am dat bani dimineață, nu mă mai deranja cum că am treabă. Dar jigodia care are alte viteze, nu ține cont și ea, știți că țuțea s-a înșelat când a dus la cap și așa a zis, fraților, am descoperit! Jigodia nu progresează. Și a zis Puiu Iancovescu, marele actor, a zis, bă, Petri, că te înșeli, amane, că am eu un amic o jigodie, de câte ori mă întâlnesc, e mai jigodie decât atât. Deci așa erau oamenii atunci, creierul lor. Și jigodia apasă pe accelerator și zice, haide bre, că n-am timp, nu ți-a zis că mașina aici. Dom'le, și atunci Arsenie Papacioc, care are 1,20 m, a devenit Arsenie Papacioc de 7825 de metri, Zeus. A avut așa, buf, zis, bă, la mine în casă îmi faci tu legea, afară, buf, ușile, și până a zis, smerenia e smerenia. Deci, dacă ăștia,
astea vin cu orgolii, eu nu vin cu orgolii, eu vin cu dreaptă socotință. Și am să vă mai răspund eu, vă las ca moștenire, ce să le faceți la obrăznicăturile astea care au creat flagiluri mondiale în numele orgolilor lor. Tănase, Constantin Tănase, marele, genialul artist de revistă, mergea pe bulevard așa. Cu nasul lui mare, imperial, mă domnesc. Și într-o zi a văzut acolo, era o jigodie care venise cu bani și îl concura, vrea să distrugă, nu vrea să facă un lucru frumos. Știți că asta să... Și a văzut un afiș cu fete cu piciorul sus, ca la mulon ruși, așa, scria revista mea. Citește bătrânul și trece mai departe, așa senin. Și peste o lună scoate și el o revistă, dar pe afiș scria așa, s-o vezi pe-a mea. O întrebare esențială. În educația copilului ca profesor unor folosești pălmuța, o crimă conform legislației în vigoare. Normal. Ce sfat dați unui profesor care crede că are puțină dragoste, dar nu suficientă răbdare? Mulțumim pentru dumneavoastră, pentru a, să rog, mulțumesc. Unde este următoarea conferință a dumneavoastră? La Jilava, cred că. Deci, pălmuța e bună. Frica, a zis de la început, nu teroare. Tensiunea aceea, domne, și la teatru când le dau, le ridic o ștachetă, domne. S-o sară, domne, să... Și care ștachetă, bă? El trebuie să o sară, să se silească. Eu, ca artist, îmi ridic ștachetă. Brâncuși își ridica ștachete, Eminescu își ridica ștachete. Nu se poate fără tensiune creativă. Nu te duci în chilia unui duhovnic fără o anumită tensiune, domne. A mărturisirii. Nu se zici, părinte, am păcătuit, m-am culcat cu o femeie, acum zi mata. Nu e democrație în el. La revedere. Vă aștept la visul.